Welcome to the International Internship University, the world's first virtual university, which is concocted by the visionary Piyush Pandit. The vision of Piyush Pandit is to take education to students, and not students to education, for the betterment of society. He has just one dream: no child should be deprived of education. To fulfill the dream, he has worked 24/7, and the dream came into reality in the form of International Internship University. Through his concerted efforts, Piyush Pandit has made the education so facile through IIU, that the learner from any corner of the world, from any university or college, can avail it, as per their needs and comfort, at a very nominal rate. International Internship University is building a better and brighter future for all young learners, and is committed to providing quality, skill-based, affordable, accessible and location-independent education to all the young learners of the globe, by providing internship opportunities. International Internship University is metamorphosing the conventional education system, by cutting down the additional costs and providing access to more than 1,000 plus courses and internships to their e-learners. Across 195 countries and 6 continents, throughout the year with over 150 virtual offices around the world. IIU has been accredited and affiliated with the World Education Organization, WEO, and International Accreditation Organization, IAO, and collaborated with all the world's top universities and educational institutions. Through the platform of MOOC, Massive Open Online Courses, with the aim of promoting internships and making modern education easy, accessible and affordable. IIU provides honorary degree, master's degree, graduate degree, certificate and diploma courses, professional education, customized programs, free courses, sustainable development goals courses, non-academic courses, blockchain technology learning lab and many more. The entire curriculum of the IIU is skill-based on the ethos of high academics, with the help of MOOC technology. Our country directors are constantly bonding with the corporate sector worldwide, whether it's MNCs or international job providers. This is done not only to benefit the students of that particular country, but also to benefit the schools or colleges which are affiliated to us. All the students and colleges will be given the support like online training, virtual knowledge exchange, internship opportunities worldwide, placement assistance. IIU is committed to providing stress-free education, with internship and entrepreneurship opportunities, without any financial burden on the learners and their family members. International Internship University, after its inception in Australia, India, has become the main hub of its operations. Mr. Piyush Pandit, co-founder and COO of IIU, India, and chairman of Swarna Bharat Parivar. Piyush Pandit concocted the world's first internship university, the International Internship University. The world's first virtual university that emplaces internships as preeminent precedents. Piyush Pandit had a dream to provide idea of free education to learners across the world from the year 2017. After 2 years of continuous hard work and efforts, the research about the establishment of International Internship University has been completed in the year 2019. In 2020, IIU received the Certificate of Grant Innovation Patent, Australia under the Patent Act 1990. Innovation Patent Certification from WIPO Proof, ISO Certified 9001, 2005 and IAO Accredited. International Internship University is duly registered in 2021 by certificate, Section 60. Further, IIU has been registered in India and USA. International Internship University has formed various councils to address specific issues faced by students, youths, women, and in the field of education. International Student Development Council,
objective of this council is to help, guide, and motivate the students. The council is made to ensure that the voice of the students is not suppressed. Building a sense of community is the essence of the International Student Development Council. International Youth Development Council is formed with the objective of improving the lives of children and adolescents by meeting their basic physical, developmental, and social needs and by helping them to build the competencies needed to become successful adults. IIU Women Entrepreneurs Council recognizes the incredible skills possessed by a woman, respects their self-worth, and intertwines it with entrepreneurial skills to give a woman the power to create magic, magniloquence, and money with her skill sets. IIU Women Entrepreneurs Council is giving an opportunity to every woman on this globe to witness the uncultivated talents within her, to be the successful women entrepreneur. International Council for Educators recognizes the contribution of educators all over the world in the field of education, and encourages them to be a part of it and to change the lives of many more by imparting quality education and spreading knowledge worldwide. IIU is for everyone. Whatever you covet to be, whatever you crave to do, whatever you yearn to study, without any financial stress. Da, într-adevăr, IIU este pentru toată lumea. Bună seara! Bine v-am găsit pe toți cei din chat-ul live, invitații noștri special de astăzi. IIU este prima universitate din lume, prima universitate virtuală. Și vă oferim pentru voi toți cursuri, cursuri gratuite și suntem mândri că ajungem în casele voastre, în toate colțurile lumii, inclusiv în România. Astăzi, experți în educație din România au venit alături de voi să vă arate valorile, frumusețea oamenilor din România, peisajele noastre minunate, tradițiile, istoria. Astăzi, alături de noi, în deschiderea acestei conferințe, Asta e România mea, o avem pe Virginia Rivera. Ea este președinta Mujeres la Emprendere Latina și este vicepreședinta Peiuș Group. Este un om grozav pe care mă mândresc să-l cunosc. A fost în E-Village, am petrecut momente minunate împreună și este parte a James International School. My dear Virginia, welcome. I will learn you to speak Romanian soon. I hope so. You know that. Thank you so much. I am so happy to be here and so happy to be welcome into IIU Romania. You are a vibrant, strong team and you have an incredible leader in Ermina Raescu, who is not only a colleague, but a dear sister that I truly admire. So thank you, Ermina, for inviting me here today. I have to say that being part of IIU, being part of Peiuș Group, which actually oversees, it's the umbrella with James International and other projects, I've had the opportunity to share with Ermina. And she brings so much love, so much passion, but most importantly, so much professionalism to what she does. So Ermina, thank you for having me here and thank you for everything you do every day. I have been learning about Romania a little bit, but I am dying to go. I want to go very soon. I want to welcome you all here because this is your conference. And we all want to visit Romania. We have heard about Romania all of our lives. We've heard about it from great, beautiful fairy tales, things because it is a beautiful country. I think that I really want to go see it for myself. Romania is a beautiful country with a rich history and diverse culture. I have to tell you that a lot of your language I understand because it's very similar to Spanish. So when Ermina is speaking, I can understand some of it. So I feel very, very close to all of you in Romania. It offers a stunning landscape, vibrant cities, and a warm hospitality. One of the most important facts about Romania is that it is home to the largest of the brown bears in Europe. So if you don't know anything about Romania, I want you to know that additional to the beautiful landscapes, it has incredible biodiversity.
The Carpathian Mountains in Romania provide a suitable habitat for these majestic creatures, and Romania has taken measures to protect them and conserve its bear population. This fact highlights how important the environment is to Romania. However, like any other country, Romania faces its own challenges, including economic disparities and social issues. Nonetheless, we see how Romanians is making stride in so many sectors, including the tourism, technology, and education. And I think in education is where we really see an incredible strength, one that is going to propel Romania into the future. Romania is beautiful, but it is also smart, and it is vibrant, and it's innovative. So that is why we're so proud to have IIU Romania and have Ermina be part of an incredible team. Romania has shown a strong commitment to education, recognizing its importance in driving social and economic development. The government in Romania has implemented various initiatives to improve the education system, including increasing funding, enhancing teacher training programs, and promoting digital literacy. Additionally, Romania has made efforts to reduce educational disparities. It is one of the countries that we follow around the world. It is a great example. While challenges still exist, the country's commitment to education is evident, and in its going efforts to improve the educational outcomes and opportunities for all of its citizens. I have to say that you have an incredible leader in Ermina Raescu. She is an engineer that really makes us so proud to direct in our James International School and also be the director for IIU and the president for the Women's Entrepreneurship Council. So without any more words, I want to officially commence the Romania conference. And I want to thank every single one of you for having me here today. It's been an amazing privilege. I'm honored and humbled because I truly admire Mrs. Ermina Raescu. Thank you so much. Wow, beautiful, beautiful. You are always in my heart. Thank you so much for your words. Thank you. Thank you. You talk so beautiful about Romania, about Romanian, about me. And you are truly a sister in my heart. And I wait you here in the village. Thank Thank you, you. my friend. Thank you, Thank my you. dear. Thank you. You are welcome always in IIU Romania. Thank you, my dear Virginia. I feel Romanian. Yes, let's put all the heart for Virginia on our screen. Who Thank knows you. to do this? Maybe. Thank you so much. Thank you, Virginia. Romania. România. A mea, a ta, a noastră. Este o perlă în inima Europei. România este o țară cu o istorie bogată. Un peisaj diversificat, de la munții Carpați până la litoralul Mării Negre. România oferă o gamă variată de experiențe pentru toți călătorii, pentru toți turiștii. România are o istorie care se întinde peste mii de ani, cu influențe din partea dacilor, romanilor și multor altor țări, nemților în regiunea de vest, unde am locuit eu. Capitala București, adesea numită Micul Paris, Le Petit Paris, este un amestec vibrant de arhitectură veche și modernă. Castelul Bran din Transilvania este legat de legenda lui Dracula. Mii de turiști vin ca să viziteze acest castel. Știm foarte bine că este în cartea lui Bram Stoker's Dracula. Mănăstirea Voroneț, cunoscută sub numele de Capela Sixtină a Estului, ilustrează bogăția artistică a țării și istoria, bineînțeles. Sunt mândră de faptul că Timișoara, orașul în care am locuit atâția ani, a fost capitală europeană a culturii. Și da, merită. România este țara în care râurile limpezi parcă-ți vorbesc, cu munții care au servit drept casă pentru strămoșii noștri daci. România e țara mea, a ta, a noastră. Fluviul Dunărea, în care se spune că este Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere, un drum fără pulbere. De ce? Pentru că e istorie. A fost parte a istoriei noastre. Dunărea traversează atâtea țări, atâtea capitale, ne aduce atât de multă istorie. Țară cu oameni frumoși, atât la chip, cât și la suflet.
țară în care întotdeauna oricine se va simți acasă. Mirosul cozonacilor copți în casă te îmbie în fiecare ungher, în prag de sărbători. România mea ținut de bas, dăruit de către divinitate cu munții până la înaltul cerului, unde vârfurile se sărută cu norii, cu soarele și stau la masă cu zăii, zeii universului. Știm prea bine că România a fost numită Grădina Edenului. Spunând toate acestea, aș vrea să vă prezint o româncă minunată care mi-a fost director 3 ani, primul meu director într-o școală, Mihaela Giambazu, un om deosebit, profesor de matematică, un om capabil, care a făcut din școala din Jimbolia o școală recunoscută, o școală extraordinară, o școală în care mulți elevi sunt premianți la concursurile internaționale. Bun venit, draga mea, Mihaela! Bine v-am găsit, salutări tuturor! V-am găsit, la voi e seara, la noi e zi, că te-am auzit că ai salutat cu bună seara. Mă bucur, sunt onorată și după ce că aveam emoții înainte, ai încercat tu să le risipești cu energia ta pozitivă, dar ai vorbit atât de frumos încât parcă emoțiile mi-au revenit. O să dau... Să șerez. Imediat. O problemă, pot să partajez ecranul. Imediat, imediat. Așa. Să vedem ce ne prezinți. Pentru că Mihaela vorbește atât de mult în fața tuturor. Merge la inspectorat, știu. Cred că o dată da, pe săptămână, da. Mihaela, nu? Sau atunci când este aici e nevoie. altceva, aici e altceva și vorbesc cu bucurie despre locul care mi-e atât de drag, nu? Da. Și asta Asta e România mea. Așa că așa am început și ca poziționare suntem privilegiați că ne aflăm cumva în centru, în inima Europei, de aia suntem poate și așa de inimoși. Județul în care ne aflăm noi este unul vestic la... și în vestul vestului e orașul în care trăiesc acum, la granița cu Serbia, dar cum spuneam, suntem vecini și cu Ungaria și influențele au fost într-adevăr și maghiare și germane și acestea se simt în orașul în care sunt acum. Aici e școala la care lucrez din 95, această clădire este din 2008, este una mai nouă, dar mai avem și clădiri în care sunt cuprinși elevii din învățământul primar. Fiind vorba de elevi și lucrând cu elevii, simțim nevoia să le transmitem tot ce a însemnat istoria. Aici am amintit doar câțiva dintre cei mai cunoscuți domnitori. Dar dacă e vorba de istorie, vreau să vă spun că anul acesta Jimbolia se pregătește de centenar. Avem 100 de ani de la alipirea la România. În 10 aprilie, s-a întâmplat în 10 aprilie 1924. Legat de file din istoria mai recentă, recentă pentru elevi, pentru noi, mulți dintre noi am și participat, poate unul din mulțime eram în timp ce eram student în anul întâi. Aici imagini din Timișoara și din capitală. Nu trebuie să uităm ce a însemnat comunismul, să lăsăm deoparte ce n-a fost bine, dar să luăm în bagaj lucrurile bune de dinainte. Este datoria noastră să le transmitem copiilor valori ale neamului. Și aș vrea să îl ascultăm puțin pe Nichita Stănescu, care are cel mai frumos catren.
Mihaela nu are sunet. Trebuie un stop share și apoi când distribuiți, va apare un buton în stânga de sunet, pentru sunet. În momentul în care distribuiți, apare un buton. Unde? Acum dați din nou share screen și în stânga jos veți avea un buton pentru activarea sunetului. Mai încerc o dată, da. Da, ar fi păcat să nu. Da. Ah. Mulțumim mult! Dacă nu, în final, Mihaela, încercăm încă o dată. Hai că încerc acum, da? Ce fac? Deci cel mai frumos catren, dacă ar fi să scriu, eu ar fi Perfect. Hai, cine e cel mai mare din profesie? Mihai Eminescu, poetul nostru drag. Cine ne-a dat primul imaginea luptătorului nostru la războiul de independență? Dea încălare pe un cal, aburit, uitându-se așa într-o ceață, semănând întrucâtva și a sergent român și a ciobanul Mioriței. Nicolae Grigorescu. Cine ne-a încântat nouă sufletul, cel mai ales scriind rapsodia română? Enescu. Și cine ne-a făcut nouă coloana fără de sfârșit? Brâncuș. Deci, cel mai frumos catren de a-și fi în stare să-l scriu vreodată, a redat patru versuri. Unu, doi, trei, patru. Eminescu, Grigorescu, Enescu, Brâncuș. Mulțumesc frumos, Mihaela. Minunată prezentare. Minunată. Era păcat, bine că mi-ai atras atenția, că nu s-a auzit că așa. Era păcat să Că nu auzim. da, doar o parte din valorile de care a pomenit și Nichita Stănescu. Dacă am vorbit de Eminescu, ne bucurăm că 15 ianuarie, data nașterii poetului, a devenit și Ziua Culturii Naționale și o sărbătorim în fiecare școală. Cred că nu există român care să nu cunoască măcar o poezie de-a lui Eminescu. Aici sunt două poze de la evenimentele care s-au desfășurat la noi în acest an. Dacă vorbim de literatură, să nu uităm și de literatura contemporană și să o amintim și pe Hertha Müller, câștigătoarea premiului Nobel în 2009. Și fiindcă suntem în Gimbolia și pentru copii e important să cunoască și scriitori contemporani, am vrut să-l amintesc și pe Petre Stoica, care a locuit în Gimbolia din 95, poet, traducător, publicist, colecționar de presă, scriitorul cu cea mai mare longevitate literară, a înființat în Gimbolia și un muzeu unic, Muzeul Presei. Ar fi interesant, dacă ajungeți în această parte, să-l vizitați. Și Casa Memorială Petre Stoica găzduiește, deja a ajuns la a treia ediție, a început în 2021, dar s-a întrerupt într-un an cu pandemia, o tabără de creație literară la care vin studenți în fiecare vară, din România și din Republica Moldova și sunt zile pline de activități legate de literatură, serii interactive cu locuitorii orașului și o ocazie foarte bună pentru noi, pentru copii, de a ne întâlni cu scriitori contemporani. Grigorescu, cu câteva doar din frumoasele sale picturi, și fiindcă l-am pomenit pe Grigorescu, am zis că o expoziție permanentă la Muzeul de Artă din Timișoara este a lui Corneliu Baba. Am ales doar câteva dintre picturile sale și vreau să amintesc și de Ștefan Jäger, un pictor român de etnie germană din Banat,
Picturile sale toate descriu istoria, viața, tradițiile și obiceiurile șlavilor bănățeni. De asemenea, în Gimbolia există acest muzeu care găzduiește o parte din picturile lui și casa în care a locuit. Dacă am vorbit despre Enescu, celebru pentru Rapsodia Română, Yehudi Menuhin spunea despre el că Enescu rămâne una din veritabilele minuni ale lumii, rădăcinile puternice și noblețea sufletului său sunt provenite din propria lui țară, o țară de inegalată frumusețe. Și în Jimbolia avem o alee a compozitorilor, care lângă bustul lui Enescu are și busturile muzicienilor care au locuit aici sau au avut tangență cu Gimbonia, respectiv Béla Bartók și Emeric Barțăr. De asemenea, vreau să amintesc corul Floris, care va împlini 25 de ani anul acesta și continuă tradiția corală a localității. Este format din amatori, dar deja are foarte multe spectacole și multe participări și în țară și peste hotare. A amintit Ermina de faptul că Timișoara a fost capitală culturală. Bineînțeles că nu am ratat expoziția lui Brâncuș și de aici am ales câteva dintre sculpturile reprezentative. Și nu în ultimul rând, câteva dintre frumusețile naturale ale României, așa cum a amintit Dunărea la Cazane, în delta și litoralul, Transfăgărășanul și Cheile Bicazului, Babele, Sfinxul, Piatra Craiului și Petrosul Rodnei. În toate acestea și în multe dintre ele am fost. Aceasta e preferata mea pentru că, într-adevăr, acest lac, cu cât te apropii de vârful Petrosul Rodnei, se vede tot mai bine că are conturul în forma hărții României. Salina Turda, Peștera Urșilor, o parte doar din frumusețile noastre, Ochiul Beiului și Lacul Bucura, zonele pitorești, Maramureșul și Bucovina, multe mănăstiri și castele minunate. Și de toate acestea să ne bucurăm și chiar dacă nu-i totul roz, că suntem în prag de primăvară și că vine și mărțișorul. Aș vrea să vă trimit unul virtual și din albul și roșul firului să încercăm să facem câte un roz fiecare acolo unde locuiește și unde poate să aducă puțină culoare și puțin bine. Mulțumesc frumos! Minunat, Mihaela. Minunat, minunat. Mulțumim. 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 Ești un, o să spun, un promotor al țării noastre, al o valoare pentru toți profesorii, pentru directorii din România și un model. Un model. Ca al mult tău, întotdeauna m-a uimit. Și ca și director, pot să spun tot respectul meu pe care îl vei avea mereu. Am vrut să amintesc și de faptul că primele simpozioane legate de educație au fost acelea în care tu cu Cornelia ați fost în primii ani aici și le-ați găzduit. De atunci avem Da. în Gimbolia încă. Da, voi ați dat startul. Acum suntem deja Mulțumesc. la mai multe ediții de simpozioane ale educației. Mi-ar face plăcere să avem ca invitați poate o parte din oamenii pe care îi cunosc astăzi. De asemenea, Romanian Science Festival se desfășoară și la Gimbolia atunci când vin în Timișoara și parteneriatele cu școlile nu doar din vecini, din Serbia și Ungaria, ci și din Anglia. Și am fost și în Malaezia, în Thailanda, legate de proiecte de mediu
Și cred că toate aceste experiențe ne ajută să ne dezvoltăm. Siguranță, Mihaela, cu siguranță și sunt sigură că toți cei prezenți de aici vor veni cu drag și vor răspunde pozitiv invitației tale și când voi veni în țară, voi veni să vă vizitez. Nu voi uita niciodată simpozioanele și pozele, încă le am, pozele de echipă. Minunat, minunate amintiri. Mulțumesc mult, Mihaela. Mulțumesc și eu. Acum vreau să invit pe scena noastră virtuală pe Raluca Budușan, un exemplu de curaj. Este jurnalist la ziarul, redactor la ziarul Turnul Sfatului, și a fost în Ucraina, după cum am spus, un model de curaj. Este un om cu un suflet mare, un om emotiv și, cum spunem noi, suntem români și emoțiile sunt mereu constructive. Bun venit, draga mea, Raluca! Mulțumesc tare mult! Mă aud? E tot ok? Da, te auzim, Raluca. Bun venit! Mulțumesc tare mult, dar într-adevăr emoțiile sunt foarte mari. De aceea am și ales scrisul ca și jurnalist, pentru că nu sunt un foarte bun speaker din cauza emoțiilor. Vreau să vă spun că este o adevărată onoare să mă aflu între oameni speciali, așa ca dumneavoastră, având în vedere că este prima dată când particip la conferință. Nu știu cât de mult o să fiu chiar pe subiectul ei, dar sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră veți prezenta România extraordinar. Sibiu, orașul în care mă aflu acum, este într-adevăr, din punct de vedere turistic, un oraș extraordinar de frumos și ofertant. Dincolo de centru istoric, de mărginime, de tradiții, de munții noștri spectaculoși în care vin cei mai tari alpiniști ai lumii să se antreneze înainte de a urca pe vârfuri, este plin de oameni minunați cu inițiativă la care m-am gândit să vi prezint astăzi câțiva dintre ei pe care eu i-am cunoscut în calitatea mea de jurnalist. Și despre care mi-a fost extraordinar de drag să scriu, pentru că asta e România noastră, mai ales cu oamenii din ea, pentru că ei sunt cei care dau valoare tuturor frumuseților țării noastre. Și am să încep cu o doamnă profesor pe care dumneavoastră deja o cunoașteți. O să încerc să dau și eu un share screen și pentru că sunt invitat. Poate o să vorbesc puțin despre altceva. Se vede? Am reușit să share-uiesc ecranul? Încarcă acum, da, se încarcă, se încarcă. Da. Pe doamna profesoră Alemănuța Toadera am cunoscut-o la începutul lunii februarie în anul 2022. Aceasta este școala în care doamna profesor aducea tehnologia. O școală dintr-un sat mic, Nocric, un sat extraordinar de frumos, rustic. Așa arăta sala de clasă. Vă rog frumos să observați soba care era în anul 2022 în sala de clasă, da? Doamna Alemănuța reușea să predea geografie cu ajutorul tehnologiei, ceea ce în multe dintre școlile noastre din Sibiu nu se întâmpla. Dincolo de modul în care dumneaei preda, ceea ce m-a fermecat pe mine a fost interesul copiilor de a vedea cu totul altfel geografia și de a-și cunoaște țara, județul, țara și lumea. Pentru că doamna Lemănuța a avut curaj să spună povestea în material, la scurt timp după ce materialul a fost publicat în Turnul Sfatului, sala de clasă s-a transformat așa. Dacă observați, soba a dispărut și în locul ei au apărut caloriferele care ar fi trebuit să fie în anul 2022. Cam așa sunt oamenii care știu să-și pună amprenta și lasă ceva în urma lor. Îi mai avem pe domnii profesori Daniela și Bogdan, tot din județul Sibiu, profesori care reușesc să prezinte cu totul altfel educația, care au curaj să scoată copiii din sălile de clasă, cum face Daniela, și să le predea în România noastră frumoasă, să o vadă și să o simtă cu ochii și cu sufletul lor de copii. Ceea ce reușește să facă domnul Bogdan Mira alături de domnul Cosmin Simtion, aici este tot Daniela într-un alt material,
Uitați, de exemplu, cum predă toate pânzele sus. După ce au citit copiii cartea, au reușit să facă o hartă cu mânuța lor pentru a înțelege mai bine povestea. Cavalerii turnului înclinat din ruși. Domnul Bogdan Mira alături de Cosmin Simtion. Când am scris povestea lor, lucram la o altă publicație din Sibiu. Ceea ce fac ei extraordinar este că reușesc să promoveze Slivnicu și turnul înclinat din ruși. Dacă ați auzit, județul Sibiu este un turn înclinat la fel ca cel din Pisa, la o biserică. Reușesc să-l promoveze atât în România cât și în lume, pentru că Slivnicu a ajuns în anul 2022 sat european de tineret, fapt pentru care domnul profesor a fost premiat. Aici am scris povestea lor. Ei sunt cei 40 de copii, dar sunt, cred că, la a treia sau a patra generație de când Asociația Cavalerii Turnului Înclinat există. Și aici o să încerc să văd dacă reușesc să ajung în galerie, să vedeți ce lucruri minunate reușesc și ei să facă. Acesta este turnul înclinat din ruși. Acestea sunt diplomele pe care ei și articolele în care au apărut de-a lungul timpului. Aceștia sunt copiii care lucrează în propria lor seră făcută la școala lor din Slimnic. Ca ei, mai avem câțiva oameni dedicați în Sibiu, de exemplu acum, abia aștept să scriu povestea unui profesor de religie care a făcut numai puțin de 900 de drumeții în munții din jurul Sibiului, cu elevii lui. De aceea vreau să vă felicit din suflet pe toți cei care sunteți prezenți aici, pentru că știu că sunteți astfel de oameni speciali, care reușiți să insuflați copiilor dumneavoastră dragostea de România, dragostea de educație, de școală, că aveți o altă viziune și vreau să vă doresc, nu știu, toată energia necesară să duceți asta mai departe până la sfârșitul carierei dumneavoastră. Și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru șansa de a fi aici cu dumneavoastră în această seară. Sau zi la noi în România. Raluca, mulțumesc foarte mult. Minunat, minunat, minunată prezentare. Ți-am spus, este un exemplu de curaj, un exemplu de româncuță curajoasă care ne demonstrează că puterea noastră, puterea unei femei, puterea unui român nu are limite. Nu are limite. Cineva spune, vreau traducere în limba română. Da, în limba engleză, în chatul la Facebook. Nu, ce dorim noi să transmitem prin această conferință IAIU România? Că educația nu are limite, că limbajul nu este limba în care vorbim, nu înseamnă limită, nu înseamnă barieră. Educația unește oameni, educația este un pod între oameni din diferite colțuri ale lumii. Poate că astăzi vorbim română, poate că mâine vorbim chineză. Poate că peste câteva luni vorbim în franceză. Ideea este să transmitem, să aducem în sufletele oamenilor din diferite colțuri ale lumii un strop din educația din România, un strop din, poate din frumusețea, din valorile, și un strop din sufletul nostru, din dragostea noastră pentru frumos. Am plăcerea să o invit în continuare, o doamnă minunată, o Dacă îmi doamnă pe care am. permiteți, aș dori. Da, dacă îmi permiteți, pentru doamna Raluca, aș dori să o invităm și la noi, la Colegiul Pedagogic la Sibiu, să vadă copilașii au alergat la Maratonul Internațional Sibiu de 2 ori și și-au făcut două împreună cu noi Da. profesorii Adriana, și cred că nu e ai voluntariat. semnal. Da, Ne auzi, Adriana? probabil. Da, vă aud, vă aud. M-auziți? Da, te auzim, te auzim, te auzim. Ok, da. O invităm pe doamna Raluca și la noi, la Colegiul Pedagogic, și reamintim că 2 ani de zile, la Maratonul Internațional, am făcut două proiecte, PEDA Citește și PEDA Creativ, în care elevii noștri cu noi, profesorii, am strâns bani și am reușit să facem săli de lectură și copiilor, elevii viitori în.
învățător și educator pe care o să aibă copiii noștri, da? Să-i școlim, să fie mai bun, să dăruiască și și-au făcut această sală de lectură cu bani proprii și, bineînțeles, restul banilor au fost folosiți pentru cursuri de perfecționare și autoperfecționare. M-aș bucura să vă avem oaspete și să vă împărtășim din experiența noastră, pentru că, de fapt, în asta constă viitorul, copiii noștri și educatorii, mai ales că este în domeniul educației. Mulțumesc! Exact. Mulțumesc mult, Adriana. Mulțumesc. Foarte frumos. Foarte frumos. Aș vrea acum să invit o doamnă extraordinară, o doamnă pe care am cunoscut-o absolut întâmplător, dar care mi-a devenit un sprijin, un ghid, un model. Este un om extrem de valoros. Este un om care este liderul Lions în regiunea de vest, în Timișoara, care face extrem de mult acțiuni de voluntariat, care a fost alături de noi în Let's Plant Around the World, în IIU și în fiecare acțiune IIU. Nimeni alta decât doamna Ana Crăsneanu. Bun venit, doamna Ana! Bine, v-am găsit. O rog pe colega noastră, Lemănuța, să-mi ruleze materialul și mulțumesc. Imediat. Vreau să te felicit, Ermina, că văd că lună de lună, an de an, echipa ta crește. Mă bucur că am revăzut-o și pe Mihaela. Felicitări! Felicitări și doamnei jurnalist. A prezentat așa cum se cuvine o educație altfel. Educație care în România în ultimii ani a fost foarte mult promovată pe multe canale și în special și prin intermediul tău. Vreau să spun că despre programul nostru Educație prin Voluntariat, chiar săptămâna trecută când am pus afișul, am primit unele din cele mai multe felicitări chiar de la Lions International și mă bucur că activitatea voastră este legată de activitatea de voluntariat, pentru că noi, educatorii, cum ne place să spunem, toți facem în fiecare zi voluntariat. Faptul că eu fac parte din Lions International a fost și pentru mine o întâmplare fericită, așa cum vă spuneam și altă dată și vouă, puteți oricând să aderați la această organizație care la ora actuală este cea mai mare din lume și de aceea, pentru început o să vă prezint pe scurt doar câteva date cum a luat ființă această organizație și să vă prezint, să vă spicui din câteva proiecte internaționale. Chiar săptămâna aceasta, joi, vineri și urmează în continuare, se derulează în România unul dintre programele europene, Tânărul Ambasador, unde tinerii noștri își anunță câte un proiect de voluntariat care va fi premiat la Convenția Europeană. Anul trecut am luat locul numărul 1 în lume la concursul Afișe pentru Pace cu o fetiță de la Iași care a primit un premiu de 5.000 de dolari. Deci, în lume, prima dată s-a vorbit despre Asociația Internațională a Cluburilor Lions în anul 1917 în Statele Unite, atunci când a fost înființat primul club Lions la inițiativa unui om de afaceri, Melvin Johnson, a cărei nume este purtat pe buzele tuturor și astăzi și este cel mai mare premiu obținut de vreun membru voluntar în servicii. De atunci până acum, în cei 105 ani, s-au spus multe despre Lions, dar cel mai important este de amintit că în anul 1954 Lions Club Internațional a devenit membru fondator cu statut de țară al Organizației Națiunilor Unite. Reprezentanții organizației Lions au contribuit la întocmirea statutului care ulterior avea să devină ONU. În semn de recunoștință, în fiecare an, la sediile ONU din New York și din Viena se servează ziua Lions, ceea ce este o onoare
foarte mare pentru noi membrii Lions. Acum datele de anul trecut preluate, dar la ora actuală tot peste 200 de organizații de voluntariat în lume există în cadrul Asociației Lions Internațional, cu peste 45.000 de cluburi și cu peste 1.400.000 de membri. În România, districtul Lions 124 a fost înființat oficial în 1994 și am avut 77 de cluburi. La ora actuală, astăzi, pot să vă spun cu mândrie că avem 81, deci în decurs de 6 luni s-au mai înființat 4 și activează 1.658 de membri. În material sunt 1.500, pentru că atât era. Deci România are la ora actuală, acum în acest moment, plus 94 de membri față de anul lionistic care s-a încheiat la 31 iunie. Deci, suntem mulți ca membri, lucrăm organizat. În zona de vest a Timișoarei sunt foarte multe cluburi și care au sărbătorit deja 30 de ani. Suntem 10 cluburi în Timișoara. Clubul meu s-a înființat în 2018, când am sărbătorit 100 de ani România, 100 de ani Lions și am fost 100 de membri din educație. Am fost primul club de educație din România care activează acum prin intermediul a 3 cluburi. Avem club la Făget, Lugoș împreună zona și unul chiar la câțiva kilometri de Timișoara, Sân Mihai Român și branch-uri în mai multe zone din județ, unul la Peciu. De asemenea, lucrăm foarte mult în domeniul universitar, probabil că va apărea și un club și în domeniul universitar anul acesta. Aproape toți membrii din cluburile care poartă marca Dynamic Plus au fost voluntari la Timișoara 2023 și cu această ocazie am promovat foarte mult și activitatea noastră prin intermediul IIU România. Deci, încă o dată, felicitări pentru ceea ce faci, Ermina. Da, aici avem programele de bază care sunt internaționale, la care avem programe în România. S-au mai adăugat între timp, dar cele vechi sunt un program care este dedicat copiilor care au cancer și care în fiecare an se sărbătorește, mai ales sunt acțiuni în cadrul spitalelor de copii din România, la noi din Timișoara, lui Surcanu. Și atunci cât este cazul, Doamne ferește, sprijinim medicamentația copiilor în acest sens. Rulează an de an programele de diabet și de ochi la ora actuală în județul Timiș și acționăm preventiv la copii cu vârstele de la 3 ani până la 10 cu 10 aparate care scanează partea oculară ochii copiilor și apoi se îndreaptă spre medici oftalmologi și acolo unde avem posibilitatea și mai ales la familiile nevoiașe achiziționăm și noi și ochelari. Un alt proiect mare este proiectul de mediu, care în materialul meu o să vedeți foarte multe acțiuni. Aici împreună cu Ermina am reușit să punem Timișoara pe arta virtuală a lumii, plantând împreună cu Universitatea de Științe ale Vieții și nu în ultimul rând, am fost parte a programului de hrană care ne subvenționează o asociație din Germania. Chiar acum districtul 124 România a întocmit, a semnat un parteneriat pentru mai lungă durată.
pentru că vreau să mă încadrez în timpul stabilit, punctez doar câteva mari acțiuni din cadrul acestor programe. Aici aveți o acțiune de plantare pentru perdeaua forestieră a orașului Timișoara. Sunt imagini atât cu elevii, dar și cu studenții de la Universitatea de Științe ale Vieții. Deja ne pregătim în luna aprilie, în martie, de fapt, e ziua Pământului, ziua apei, urmează luna pădurii din 15 martie până în 15 aprilie și atunci avem aceste acțiuni foarte mari. Se plantează atât copaci, dar și flori în părculețe, în câmp, la marginile orașului. Sunt acțiuni în tot județul. Avem sprijin din partea direcției silvice și a ocolelor silvice pentru materialul săditor. Tot în cadrul acestui program de mediu avem un concurs Arta Reciclării, care anul acesta l-am avut deja la ediția 4. L-am început în pandemie și l-am continuat cu succes. Am avut peste 220 de proiecte derulate online în pandemie, sub formă de concursuri. Au primit copiii de la biciclete, triciclete electrice, colturi, role multifuncționale, tablete. Anul acesta, ultima ediție din decembrie, pe care acum o continuăm cu premierea, am avut ca premii 12 laptopuri locul 1, 12 tablete Samsung locul 2, 12 sisteme wireless și toți copiii care au participat la acest program au primit un termos pentru a-l lega la ghiozdan sau bicicletă. Nu este un secret, puteți uza de acest proiect la nivel de țară cu agențiile de mediu care le aveți la nivelul fiecărui județ. Noi colaborăm cu ADIDU, care este un ONG și monitorizează activitatea tuturor OIRE-urilor și RETIM-ul, care ne subvenționează cu aceste premii. Anul acesta am avut 1035 de înscrieri, dar am avut ani când am avut și 7000. A fost o perioadă mai scurtă anul acesta. În toamnă, spre exemplu, am avut la toți participanții câte un ghiozdănel cu rechizite. Deci chiar efectiv toți cei care s-au înscris și am contribuit foarte mult la educația aceasta ecologică, au învățat să selecteze, am făcut excursii, am făcut vizite de studiu, avem în fiecare școală program de educație ecologică și merită să încercați acest program cu copiii, că în multe școli în România se face, dar nu organizat și, după cum știm, nu toți avem sursă de premiere. Aceasta este o sursă de premiere. Mai avem imagini aici de la Timișoara 2023, alături de generația a treia, dar și de tineri liceeni și studenți care au reprezentat cu mândrie Timișoara. Eu am fost voluntar în cadrul centrului de presă și de proiecte și am fost mândră că am primit delegațiile străine și am avut ce arăta despre România. Am selectat aici, nu de la ultimul concurs, dar de la penultimul, de la concursul Afișe pentru Pace, unde acolo am mascota, cum i-am spus noi, a concursului, acea față de om cu toate steagurile țărilor, la școala gimnazială Avram Iancu din Timișoara, o echipă de copii în fiecare an, sub îndrumarea unei profesoare de desen care este și artistă, a reușit ca de fiecare dată să obțină cel puțin unul din cele trei locuri la nivel de țară.
Este un program foarte frumos dedicat educației și v-am spus că cei care ajung la nivel de Europa, premiul a fost mare și internațional și mai mare. Am avut după aceea un program care de fapt îl face Universitatea de Vest Timișoara în fiecare an, UVT Liberty Marathon, dar care și copiii liceieni, începând de la clasele primare până la liceu și învățământ special chiar, sunt parte a acestui program și participă cu succes. După cum vedeți în cele trei poze selectate, suntem foarte mulți și am fost mândri că în cadrul acestui mare proiect am fost alături și noi și mai mult am avut și, și colegii de la ADID care rulau roata reciclării cu întrebări despre mediu în același timp până intrau colegii în concurs și primeau și de acolo premii care răspundeau la întrebări ad hoc. Un alt program mare îl avem cu o asociație din Franța. Chiar am sărbătorit zilele trecute 10 ani de când una dintre colegele noastre de la Ceacova, membra a clubului de la Sân Mihai Umaia, găzduiește în fiecare an o echipă de voluntari din Franța care ne aduc produse foarte valoroase, atât medicamente, dar și instrumente medicale pentru bătrâni, pe care le-am distribuit în județele Arad, Timiș, Caraș, dar au plecat și în formă de pachete zilele trecute, chiar la Vaslui am trimis. Deci este un program dedicat sănătății, unde avem și un program educație pentru sănătate legat de nutriție și de dezvoltarea personală a copiilor. Deci este o altă componentă a acestui program. Aveți acolo în imagine de la programul Vision, v-am povestit la început despre el, colegele mele care participă alături de medici și de asistențe sociale. În anul încheiat am avut 3500 de copii verificați. Un alt program a fost aici, sunt alături de subprefect. Toate cluburile din Timișoara de 24 ianuarie și-au dat mână de la mână, de aceea îi zice programului Hai să dăm mână cu mână. Și am ținut un program, altfel un eveniment de fapt a fost. Aici este echipa clubului meu, dar toate cele 10 cluburi au participat în sala operei române. Colega mea de la nivel de regiune a organizat, Ramona Olteanu a organizat la nivelul Timișoarei acest spectacol. După cum spuneam în materialele anterioare, dar și la început, suntem organizați pe cluburi în oraș, pe zone. Noi facem parte din zona de vest, unde avem 2 președinți de zonă și de regiune. Și la nivel de România avem 4 zone mari de dezvoltare. Una dintre ele, și sunt și eu, pe zona de vest, se cheamă președinte zonă de dezvoltare, adică dezvoltăm cluburi la nivel de țară. Aveți imagini de la ședința de cabinet de la Sighișoara, un membru nostru, Lions anterior a fost poza, un membru nostru Lions, toboșarul de la Sighișoara. Vă îndrum să vedeți cetatea Sighișoarei aici, alături de el. Este un om deosebit, e președinte clubului în exercițiu și ne-a însoțit peste tot în Sighișoara. Aici sunt cele 3 cluburi, Dynamic Plus, care sunt organizate sub cupola lui Lions Club Timișoara Dynamic Plus. Noi servim, împreună suntem mai puternici, este logo-ul nostru care l-a lansat în 2018. Pentru toate aceste servicii am avut onoarea să primesc distinția Melvin Johnson, pe care a arătat-o mai înainte. Puneam la început că această distinție
este cea mai mare acordată de Lions International. Deci, cu drag, suntem alături de voi și voi sunteți alături de noi. Trebuie să știți că există mult voluntariat în România și că România a luat foarte mare avânt în acest sens în ultimul timp pentru că se lucrează organizat. Vă doresc tuturor succes și uzați de aceste programe extracurriculare care sunt destinate voluntariatului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ajutor, doamna Lămânuță! Și sper că odată ne întâlnim la Timișoara. La Sibiu am fost de mai multe ori, dar n-am avut ocazia. Sănătoși și te noroc cu EU România, cu Ermina, cu EU International. Ne vedem și ne auzim. Da, și să știți că acum ați fost promovați pe 25 de canale internaționale, inclusiv pe canalul președintelui internațional. Minunat! De să ne trimiteți linkurile. Da. Vi le trimit. Mulțumim mult, doamna. Când puneți voi public, atunci șeruiesc și trimit și link-uri. Sigur. E bine să știți. Scuzați că intervine. Da, minunat, minunat și felicitări pentru distinția pe care ați primit-o. O meritați din plin, o meritați din plin. După cum am spus, sunteți un model. Sunteți un model pentru noi toți și aveți toată admirația. Totdeauna m-ați susținut în orice proiect, în orice idee și contează enorm. Contează enorm să ai pe cineva capabil, să ai pe cineva care este alături de tine. Și după cum a spus doamna Ana, vom începe de curând, Let's Plant Around the World, Life Forest. Proiectul va începe din nou, așa că vă invităm pe toți alături de noi. În două etape, Let's Plant Around the World a fost un proiect în mod normal a avut 7 etape, dar în cele două etape de plantare au fost plantați peste 34.000 de pomi, de copaci în toate colțurile, în aproape toate colțurile lumii, în acea zi, de ziua Pământului, în ori diferite. Sper ca în acest an, din nou, să fie un succes, un succes în ideea că de a face ceva, de a acționa, a avea o planetă verde. În continuare, vreau să invit o doamnă minunată, o profesoară de matematică care mi-a fost prezentată de draga mea, este Otilia Șofron, este, din câte am auzit, am fost uimită pentru că nu auzi prea des asemenea lucruri. Ea a publicat un volum Pace și Lumină, Hiroshima Nagasaki, și întreg tirajul a fost donat tuturor liceelor din țară. De asemenea, a publicat un al doilea volum, Omenirea în era atomică, iar tirajul a fost donat către bibliotecile județene și școli pe care le-a vizitat în urma activităților. De asemenea, lucrează de 35 de ani în învățământ și promovează cultura japoneză, ceea ce este extrem de rar. Mărturisesc că am încercat să învăț singură și după două săptămâni am renunțat. Otilia, bun venit alături de noi! Bine v-am găsit! Un moment să-mi găsesc... Oh. Păginuța. Se vede? Se vede? Da. Vede, da. Da. Păi, să începem cu începutul. Mă numesc Otilia Sofron, sunt profesor de matematică și inginer calculatoare la Liceul Tehnologic Independența Sibiu din România. La liceul acesta sunt de 30 sau 29 de ani, nici nu mai știu exact, dar de fapt profesez de 35 de ani. Am avut ocazia în tinerețe să fac un masterat la Universitatea din Hiroshima și cu ocazia asta am învățat foarte multe despre istoria tristă de la Hiroshima. Cele două bombe atomice, una care a căzut la Hiroshima, cealaltă a căzut la Nagasaki. Lucrarea mea se numește Pace și Lumină. Pace, cred că nu e nevoie să comentez.
Dar ia priviți aici, în mijlocul imaginii, este o luminiță, este o flacără, care flacără de 1000 și vreo 400 de ani, undeva pe o insulă sacră a japonezilor, și care a fost adusă aici atunci când a fost construit acest parc al păcii. Parcul se numește Al Păcii, muzeul se numește Al Păcii, cealaltă este Hala Păcii, Bulevardul Păcii, deci în Hiroshima nu există altceva decât pace. Pentru activitățile pe care le-am avut, am beneficiat de două granturi, unul de la din 2005. Amândouă granturile le-am primit de la Fundația Hiroshima, 2005 și 2007. 2005 a fost ceva mai consistent, 2007 mai slăbuț, nu, era al doilea oricum. Am susținut activități de promovare a păcii și a culturii japoneze, de ce să mă ascund. În 10 județe și în București au avut loc aceste activități prin școli, biblioteci, muzee, pe terenurile de sport și în perioada cu COVID-ul am avut webinarii pe internet. Iar participanții au avut între 6 ani și aproximativ 84 de ani. Cred că 84 a fost decanul de vârstă. Nu am ținut o evidență foarte clară, dar pot aprecia undeva în jur de 20.000 de persoane care au participat la activitățile mele în cei 20 de ani de când mă distrez cu această activitate în timpul liber. Întâmplător, pace, justiție și instituții puternice, reducerea violenței, convingerea oamenilor că violența nu este o soluție pentru problemele lor, protejarea copiilor de abuzuri de orice fel, inclusiv de bullying, toate se încadrează la ceea ce fac eu. Construirea păcii, dezvoltarea unui mediu non-conflictual, viață stabilă, evitarea conflictelor și a incidentelor, deci toate acestea sunt obiective cuprinse în SDG-urile care sunt foarte la modă în zilele noastre. Materialele folosite pentru activitățile mele, am o colecție de postere pe care am primit-o de la Muzeul Păcii din Hiroshima, ca donație. În momentul de față l-am donat mai departe tot setul către Biblioteca Astra din Sibiu. De asemenea, am primit tot de la Muzeul Păcii din Hiroshima filme pe CD-uri și pe DVD-uri pe care le-am folosit în activitățile mele. Unele dintre ele au fost donate mai departe, altele au fost doar cu titlul de împrumut și a trebuit să le restitui. Seturi de fotografii realizate de mine sau realizate, deci fotografii istorice. Am folosit PowerPoint-uri, am folosit prezentări înregistrate în perioada lui COVID. Pe vremuri aveam televizor când voiam să pun filme, acum avem calculatoare. Acestea sunt posterele. Ne-am modernizat, avem calculatoare. Activitățile sunt organizate în acord cu audiența, deci pentru unii elevi pur și simplu fac o prezentare, pentru alții stăm de povești și discutăm înainte și după ne uităm și la diverse. Nu funcționează calculatorul cum trebuie, eu tot dau clic-clic și nu. Aici sunt posterele, dacă se observă. Activități cu adulții. Aici sunt majoritatea adulți, este conferință la o școală, dar au venit adulți. Atunci când lucrez cu copiii, în final, facem și origami. Aici suntem la o lecție de origami cu copiii, în curtea unui muzeu. Aici toată lumea voia să ne arate ce au realizat. Alt origami. Din partea audienței, odată de la direcțiune sau de la, eu știu, șeful bibliotecii sau al stabilimentului unde fac conferințele, iau o hârtie,
pe o foaie dintr-un carnețel, notez data, notez participanții și de obicei cer și semnătură și ștampilă, pentru că la primele două granturi pe care le-am avut, a trebuit să prezint astfel de dovezi pentru a le arăta ce am făcut. Și am rămas cu obiceiul în continuare. Colecționez în continuare aceste ștampile și semnături și, de asemenea, audiența are un alt carnețel în care sunt notate tot soiul de impresii personale. Folosesc și chestionare gata realizate, în care numai se completează sau se încercuiește și țin cont de aceste observații. Și audiența, o luăm de la capăt, avem un total estimat de peste 20.000 de persoane, o participare medie de 30 de persoane pe ședință, minim am avut 10 participanți. Recordul a fost undeva în jur de 360 de participanți, o școală întreagă, plus părinți, bunici, cred că tot satul a fost la conferință. Când am ajuns la școală și am văzut ce puhoi de oameni, aceea a fost o conferință pe care am făcut-o în aer liber pe terenul de sport al școlii. Pozele sunt din diverse părți. Aici, în imagine, aveți decanii de vârstă. Cred că aceștia sunt printre decanii de vârstă. Și aici aveți, de asemenea, câțiva oameni în vârstă. Aceasta este imaginea cu cei 360 de participanți. Deci 360 de participanți au fost doar cei numărați de la școală. Nu i-am numărat și pe părinți, bunici și alte persoane care au participat. Aici sunt alte tipuri de rapoarte pentru conferințele pe care le-am ținut. În momentul în care am împrumutat de la muzeu filmulețe, trebuie să dovedesc la ce le-am folosit. Și, de asemenea, două din cele patru filme împrumutate le-am predat mai departe muzeului din Vâlcea, Vantimi Vireanu din Vâlcea, Muzeul Județean. Și activitatea realizez când pot, cum pot, cu cine am în jur, mă acomodez, mă adaptez, fac ce pot să fie tot în regulă. Sunt bucuroasă atunci când primesc întrebări și răspund cu plăcere. Fotografiile le afișez pe unde pot. Dacă nu am altă șansă, pur și simplu aici le-am pus într-o bibliotecă, pe geamurile de la ușile de la bibliotecă. De obicei, durează cam 2-3 ore o expoziție. Le pun înainte de conferință și le iau jos după, o jumătate de oră înainte, o oră după. Cea mai îndelungată expoziție a durat 6 luni, fost la Muzeul Valea Hârtibaciului din Agnita în 2016. Am fost toate fotografiile realizate, deci o parte dintre fotografiile realizate de mine și toate cele istorice pe care le-am pus, inclusiv, am inclus ex explicații detaliate despre fiecare imagine și chiar și povestea care stă în spatele acestor imagini. Și aici am improvizat. Cum se poate? Cum reușesc? Și vedeți aici în fotografii, puteți observa explicațiile care se află de desubtul imaginilor. Imagini istorice. Aici sunt imagini de la acea expoziție care a durat 6 luni. O parte din expoziție. Deci am publicat în 2003 volumul Pace și Lumină, Hiroshima Nagasaki, care a avut un tiraj de aproximativ 1600 de cărți. Cam 1500 au fost predate, donate către liceele și grupurile școlare din România de la acel moment. În imagine aveți listele și, de asemenea, am cerut
confirmare de primire de la fiecare astfel de listă pe care am trimis-o inspectoratelor județene, pe care a trebuit după aceea să le predau mai departe celor care mi-au oferit granturile de la Hiroshima. În 2006 am mai publicat un al doilea volum, doar că acum am avut foarte puțin bani și am avut doar 200 de cărți în tiraj. Și astea le-am donat în principiu bibliotecilor județene și pe la școlile pe unde am fost, adițional. Am avut de asemenea articole prin ziare și reviste, interviuri sau chiar și în Japonia am avut un interviu, două pagini. De trei ori am apărut și la televiziune, de două ori la Sibiu și odată la televiziunea din Vâlcea, câte o oră interviu cu, pe tema activităților pe care le fac. Am avut plăcerea să-l cunosc pe singurul fotojurnalist care a făcut 5 fotografii în ziua exploziei de la Hiroshima și care mi-a donat câteva copii ale acestor cărți și aici îl aveți în imagine. Aici o vedeți pe colega noastră, Adriana Misakevici, acum 20 de ani, undeva în stânga, în verde. A fost una dintre primele activități pe care le-am realizat. Activități cu copilandri mai mititei, mai mărișori. Cele două volume pe care le-am publicat. Și pot să adaug o pagină de mulțumiri pentru cei din Japonia, Hiroshima Peace Foundation, Hiroshima Peace Museum, Nagasaki Atomic Bomb Museum, fostul jurnalistul, din păcate ne-a părăsit, domnul Matsushige, Yoshito Matsushige, iar în România tuturor directorilor, profesorilor, președinților, responsabili al facilităților pe care le-am folosit. Și mă deplasez cu multă plăcere dacă sunt dorințe, deci dacă sunt oameni care doresc să-mi fac activități, nu cer niciun ban. Aici aveți datele mele de contact. Iar imaginea din dreapta este fotografia închinată copiilor care și-au pierdut viața în războaie, nu neapărat japonezi, nu neapărat bombe atomice, toți copiii din lume. Iar modelul este o fătuță care și-a pierdut viața la 12 ani de leucemie în urma bombardamentului și care, urmând o credință japoneză, a construit 1000 de cocori din hârtie, pentru că în credința respectivă orice dorință ți se poate împlini în momentul în care ai realizat 1000 de cocori. Doar că a făcut mai mult de 1000 și boala nu a cruțat-o și a pierdut viața la 12 ani. Și este modelul pentru această siluetă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, draga mea, Otilia. Minunat, minunat. Ești un exemplu pentru noi, un exemplu de dascăl, un exemplu de bunătate. Aș vrea să existe mult mai mulți oameni ca tine, dascăl ca și tine. Ești într-adevăr un model, un model. Aș vrea acum să îl invit pe un prieten drag, un pilon, un om de bază al echipei IAU România, un trainer de succes, un inventator de succes, un inițiator și coordonator de succes. Este fondatorul Inventocor România și este cunoscut în toate colțurile lumii și sunt mândră să-l avem astăzi alături de noi pe Corneliu Birtoc Băneasa. Bun venit, Corneliu! Bine v-am găsit! În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat astăzi să mă aflu aici
Felicitări tuturor celor care participă. Felicitări IIU, felicitări Ermina pentru inițiativă. Eu nu o să am o prezentare ca să o share-uiesc, o să vorbesc doar în calitate de invitat. Și acum o să încep. Umanitatea a avut ca punct de pornire două cuvinte: bună ziua. Iar mai târziu, civilizația a demarat prin rostogolire, odată cu inventarea roții. Probabil cea mai importantă invenție. Sunt Corneliu Birtoc Băneasă, șef lucrări doctor inginer la Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara, director inovare în cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica 2020, președinte fondator al Asociației Corneliu Grup Cercetare Inovare, președinte fondator al Salonului Internațional Invencor și președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România, filiala Hunedoara. Domeniile mele de specializare sunt ingineria autovehiculelor, ingineria materialelor, proprietatea intelectuală, iar pasiunile mele sunt, desigur, invențiile, fotografia, muzica, natura, în special grădinăria. Astăzi am plăcerea să vă împărtășesc câteva aspecte privind importanța educației non-formale pentru tânăra generație. Cel mai important element în evoluția civilizației a fost și este capitalul uman. Astăzi, mai mult ca niciodată, societatea noastră trebuie să acorde o atenție sporită în educarea și formarea noii generații. Și aici mă refer, bineînțeles, la dragii noștri elevi și studenți. În contextul global actual, consider că un factor cu impact major în realizarea capitalului uman în viitor îl reprezintă educația. Astfel, trebuie să oferim cel mai bun acces la educație pentru toți tinerii. Un exemplu este IIU, care a început o astfel de revoluție în educație cu ceva timp în urmă. Trebuie să subliniez că atingerea unui nivel înalt de educație necesită implicarea tinerilor în activități destinate educației non-formale, scopul fiind stimularea creativității și a apetitului de cercetare a acestora. O metodă esențială pentru învățare este puterea exemplului, un bun exemplu de urmat pentru tinerii noștri. Noi, ca profesori, avem responsabilitatea de a asigura accesul la cea mai bună educație pentru tinerii noștri, creând astfel un viitor mai bun. Personal, îmi place să numesc acest tip de educație non-formală fun education, pentru că te poți implica în tot felul de activități alături cu colegii și profesorii tăi, precum acțiuni de voluntariat, expoziții, excursii, vizite, tabere și altele. În calitatea mea de profesor, încurajez și susțin participarea studenților mei la cât mai multe evenimente legate de educația non-formală. În acest context, studenții mei au participat în anul 2023 la peste 20 de astfel de evenimente, pot aminti în acest sens: conferințe științifice studențești, expoziții de autovehicule, saloane de inventică, concursuri de tineret, stagii de cercetare, vizite în fabrici industriale și acțiuni de promovare a universității noastre. Beneficiile participării la astfel de acțiuni constau în dezvoltarea următoarelor abilități: responsabilitate, disciplină, încredere de sine și, cel mai important, dezvoltarea spiritului de echipă. Un alt avantaj este valoarea adăugată portofoliului personal prin câștigarea de distinții precum medalii de aur, argint, bronz, premii speciale și diplome de excelență. Pot să vă spun că sunt mândru de studenții mei care au reușit să câștige peste 55 de premii pe parcursul anului trecut. Am observat în cazul studenților care au fost implicați în astfel de activități că și-au îmbunătățit substanțial abilitățile de comunicare, capacitățile practice, iar după absolvire au obținut locuri de muncă în domeniul lor de specializare, chiar cu funcții de conducere. Este foarte important să participăm la astfel de acțiuni și să implicăm pe cei tineri, să-i motivăm, pentru că, de ce nu, vedeți, online-ul are și avantajele lui. În concluzie, pentru a atinge succesul capitalului uman viitor, trebuie să investim în educația tinerilor acum. La final, vă invit la expoziția internațională Invencor 2024, un eveniment dedicat spiritului creativ inovativ. Ediția a cincea este organizată de către Asociația Corneliu Group,
în colaborare cu Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara, într-un format hibrid și se desfășoară în perioada 4-6 aprilie 2024 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Delă. În cadrul Invencor se derulează de anul trecut și simpozionul Puterea Minții Creative, cu prezentări pe diverse teme, cum ar fi cercetare, inovație, ecologie, sănătate, comunitate, proprietate intelectuală, educație financiară, arte și altele. Deci, vă invit pentru că trebuie să vă spun că ediția a patra de anul trecut a fost, sau interesul, mai bine spus, manifestat pentru ediția a patra de anul trecut, a fost cuantificat în peste 300 de proiecte din 29 de țări. O să las un link în mesaje, iar la sfârșit, pentru cei tineri, am mesajul meu, adică motto-ul meu, fii încăpățânați și urmează-ți visul. Vă mulțumesc mult pentru atenție, felicitări tuturor și, bineînțeles, că încă o dată vă invit la expoziția internațională Invencor. Avem posibilitatea să participăm inclusiv online, cu un scurt video. Noi suntem bucuroși și deschiși la noi colaborări și doar împreună, prin această educație, putem să ne asigurăm, cum am spus, capitalul uman viitor. Mulțumesc încă o dată! Minunat, Corneliu, îți mulțumesc frumos! Minunat, minunat, minunat! Un mulțumesc exemplu și pentru și... noi toți! Da! Felicitări tuturor! Și felicitări ție, un exemplu pentru noi, un model pentru noi și un suport, un sprijin mereu pentru noi și pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Felicitări și invităm pe toată lumea alături de Corneliu. El vă va trimite link-ul și puteți să fiți alături de el. Face lucruri minunate și acest... toate proiectele din Inventocor sunt minunate. Sunt minunate. Vreau să îl invit. Avem un alt invitat special, minunat. Am văzut activitățile lui în paginile sociale prima dată și m-am bucurat. Am zis, wow, o gândire altfel. Un profesor altfel. Și pur și simplu nu am rezistat, l-am invitat alături de noi. Este vorba despre conferențiar universitar Sebastian Chirimbu, cadru titular la Universitatea Spiru Halet, Facultatea de Psihologie și Științele ale Educației. Este directorul Institutului de Cercetări Bokitinsky, Evaluare în Educație, al Asociației Profesorului Dascărilor de Pretutindeni. În prezent este cadru asociat Universitatea Ion Creangă din Chișinău, unde studiază și cel de-al doilea doctorat pe tema indicatorilor de succes în cariera pedagogică și management educațional. El va vorbi astăzi despre carieră și sisteme de educație și este o adevărată bucurie să-l avem alături de noi. El astăzi a călătorit, a venit din Italia, dar este prezent și alături de noi, cu toate că este în atât de multe proiecte, chiar acum este, am înțeles, antrenat într-un alt proiect. Sebastian, bun venit alături de noi! Sărbuna și bine v-am găsit și o să-mi cer scuze, eu sunt între două trenuri. Mine a fost super drăguț să i-am cerut voie, tocmai am aterizat și m-am dat jos dintr-un tren, acum urc în altul, e o bucurie să vă văd și ascultam în primul tren cuvântul pace, cuvântul împreună și cuvântul educație. Și asta poate sunt trei lucruri care ar trebui să ne dea de gândit atunci când suntem uniți, când facem proiecte, când formăm o echipă puternică sau invers, atunci când în societate nu neapărat suntem priviți așa cum trebuie. Și o să încerc să fiu pozitiv astăzi, nu o să spun nimic despre imaginea cadrului didactic în România. Mie îmi place să cred că e una pozitivă și întotdeauna promovez această imagine a cadrului didactic și a carierei și a succesului și așa, cu lipsă de modestie, nu prea dau voie
să mi se spună că nu fac lucrurile bine, pentru că și eu și colegii mei suntem o echipă puternică acolo în școala în care predau, în facultatea în care predau. Îmi place să cred că am făcut această punte între România și Moldova, pentru că am primit de 2 ani, i-am auzit pe colegii mei lăudându-se cu lucruri frumoase, mă laud și eu, cu frații mei de peste Prut, acolo unde sunt cadru asociat la Chișinău. Atunci pot să spun că am această experiență. Tocmai am venit într-un proiect din Catania, unde am fost la câțiva dintre colegii mei români plecați să predea în Italia și a fost foarte frumos. De ce a fost frumos? Pentru că am prins un festival dedicat Sfântei Agata și mâine, cum este ziua mea, chiar Sfânta Agata este născută pe 5 februarie, așa că iată, voi sunteți cel mai frumos cadou de ziua unui om care împlinește 48 de ani. Mi-ar plăcea să spun la mulți ani colegilor mei care sunt logați în acest moment și mi-ar plăcea să spun că în ultimele decenii sistemele de educație au trecut printr-un proces lung de restructurare. Pentru că dacă ne uităm în zona Balcanilor, dacă ne uităm în zona, spune, mai civilizată a Europei și mai organizată din punct de vedere al sistemului educațional, cred că cu toții evoluăm spre un model de management strategic care se îndreaptă cumva către ținta 2030. Și atât din punct de învățământ, ultimii ani, așa cum toți am putut observa, au fost caracterizați de un paradigm, o schimbare de paradigmă educațională, care cumva amprentează sistemul resurselor umane din educație, atât prin obiective care sunt propuse în concordanță cu noile strategii, cât și prin schimbarea cerințelor la care resursa umană actuală angajată în sistemul de învățământ ar trebui să se raporteze. Și vin acum cu discuția, cumva, cu punctul de vedere că, din această perspectivă, ar deveni evident că resursa umană reprezintă factorul de transpunere al noilor politici educaționale în practică. Reprezintă sau ar trebui să reprezentăm acel promotor al unui proces de predare-învățare care este adaptat cerințelor unei noi piețe de muncă, unei noi piețe a forței de muncă, unei noi realități sociale și economice. Este orientat către performanță. Mi-ar plăcea să cred că sistemul de învățământ din România, pentru că promovăm astăzi, iată, printr-un eveniment internațional România, se îndreaptă către performanță, se îndreaptă către motivație și se îndreaptă către succes. Pentru că dacă eu sunt un profesor de succes, sunt datorită și nu o să spun din cauza, mi-ar plăcea să spun din cauza elevilor și studenților mei, pentru că ei mă fac să fiu zi de zi mai bun. Și dacă vorbim de managementul în educație, este de fapt o ramură specială a managementului, are propriile caracteristici, nu numai prin metodele de management, care sunt un act, un set de mijloace de influență intenționată a subiecților, dar este o situație specială în care funcționează un sistem pedagogic, nu un sistem oarecare, un sistem economico-social, un sistem care are cumva un subiect, are cumva un produs, are instrumente și, cel mai important, are rezultate, pentru că noi suntem cumva cei care promovăm aceste rezultate sau prin noi se văd rezultatele sistemului de educație. Și pe parcursul, nu știu, ultimului an, mă gândesc la, hai să spunem, ultimii 2 ani, atunci când am ieșit din pandemie și am reintrat oarecum în normal, transformările din educație s-au văzut. Cumva, evoluția în educație, îmi place să cred că s-a văzut. Îmi place să cred că fiecare dintre noi s-a adaptat unei situații pandemice, unei situații post-pandemice, un guvern care a influențat sistemul educațional, pentru că sistemul educațional, din păcate, ține de politici și de guvern. O să spun din păcate, mi-ar plăcea să cred că nu sunt atât de multe schimbările care se întâmplă în educație, cu soluții care sunt identificate la nivel național, în mare măsură asemănătoare. Mă gândesc aici la organizarea instruirii la distanță, organizarea instruirii în sistem hibrid, tehnologii digitale, care, iată, sunt foarte multe, difuzare, pentru că tot spunea doamna profesor că suntem difuzați pe mai multe canale. Iată, această difuzare a informației, a formatului în care noi învățăm,
echipamentele, resursele de acces, resursele pedagogice și în același timp o situație curentă care evidențiază punctele slabe ale sistemelor educaționale naționale. Puncte slabe care ar trebui să determine cumva alte direcții de transformare, alte direcții de schimbare, de reevaluare a rolului a fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre actorii implicați direct sau indirect în procesul educațional. Aș vedea niște soluții imediate, pentru că nu vreau să fiu... timpul meu este, din păcate, astăzi foarte scurt. Eu vorbesc foarte mult, îmi place să vorbesc și cumva găsesc aceste întâlniri ca un real schimb de bune practici. O vedeam pe doamna profesor de la Timișoara și chiar m-am bucurat ascultând-o. Din fericire, o spun de-n tren, am văzut câte proiecte frumoase de voluntariat, câte lucruri frumoase se întâmplă în România și, din păcate, nu se văd. O să spun, din păcate, nu se văd. Ar trebui să promovăm mai mult, ar trebui să fim văzuți mai mult, ar trebui cumva să ne validăm unii pe ceilalți. Asta mi-aș dori foarte tare într-un sistem real de învățământ bazat pe transparență și pe performanță. Într-o, nu știu, mă gândesc într-o lume educațională în continuă dezvoltare, una dintre cheile succesului este să știu cum să anticipez schimbarea, cum să anticipez impactul posibil pe care îl avea asupra tuturor aspectelor sistemului de învățământ pe termen lung, dar și pe termen mediu. Și cumva aici strategia care ține până în 2030 este cumva în curs de desfășurare. Este o strategie în care reflectăm asupra lecțiilor învățate din ultimii 2-3 ani. Este o evaluare, ar trebui să fie o evaluare a sectorului de educație și mi-ar plăcea să-mi cred, să cred ca să formulez ca un fel de concluzie. Să privim în jur, pentru că lucrurile s-au schimbat, elevii de astăzi sunt diferiți, îmi place să cred că ei sunt mai buni, elevii mei sunt mai buni, eu am în fiecare an zic că am elevi mai frumoși, mai creativi, mai buni, elevii gândesc, elevii procesează informația în mod fundamental, a spune diferit de predecesorii lor. Atunci, da, modernizarea învățământului e posibilă și noi suntem acei factori ai succesului. Eu vă mulțumesc imens de mult pentru această invitație și pentru timpul scurt în care mi-am formulat câteva din idei, dar o să-i spun Erminei că îmi doresc foarte tare să vină și următoarele evenimente în care să schimbăm la fel de multe informații frumoase despre noi și despre munca noastră. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Sebastian! Mulțumim pentru energia ta pozitivă, pentru felul tău altfel de a gândi, pentru faptul că faci un apel către toți dascălii de a fi uniți, de a se susține unii pe ceilalți. Nu este o competiție, putem învăța unii de la ceilalți și putem face totul diferit. Putem fi noi în sala de clasă și educația, totodată am văzut în activitățile tale, poate fi în afara școlii, poate fi în curtea școlii, poate fi într-un muzeu, poate fi oriunde, nu doar între patru pereți. Termina, văzut, mie îmi plac pauzele active și colorate, eu așa le zic. Exact. Orice pauză o folosim în mod creativ și dacă mie îmi place ceea ce fac, asta se vede în meseria mea. Exact. Și mie chiar îmi dacă place, suntem puși, vă zi, mi se place întâmplă. Ceea ce face. Ne place. Și chiar dacă suntem puși la zid, mi s-a întâmplat și mie să fiu pusă la zid pentru felul meu de a gândi, pentru că am încercat să fiu altfel. Continuați, fiți voi, simțiți ceea ce faceți în clasă, să vină din sufletul vostru, pentru că schimbarea vine din interiorul nostru. Am spus de atâtea ori, pedagogia este curriculum, tot ce avem, taxonomia lui Bloom, este doar un schelet, este doar, cum pot să spun, o rădăcină a educației. Da? De acolo noi trebuie să dezvoltăm, să ne dezvoltăm pe noi și să ajungem în sufletul copilului. Să ajungem în sufletul copilului. Îți mulțumesc mult, Sebastian, este o reală bucurie. Eu mulțumesc mult de mult, a fost o bucurie să vă aud și bineînțeles să vă urmăresc în continuare, doar că o să mă închid microfonul și camera, o să-mi dați voie să vă ascult. Vă mulțumesc imens de mult și mult succes și felicitări pentru organizarea evenimentului. Să rămână, Emilia. Mulțumesc și știu că ai făcut un efort, un mare efort să fie alături de noi și apreciez enorm. Apreciez enorm, ai tot respectul meu și toată susținerea mea și te așteptăm alături de noi. Mulțumesc, Sebastian. Mulțumesc. Și la mulți ani!
Haideți să deschidem microfoane, să încercăm să cântăm la mulți ani. Mulțumesc, Toată lumea, mulțumesc. deschideți microfoanele. Chiar dacă o să fie o nebunie, o să fie ceva altfel. Deschideți microfoanele. Mulți ani trăiască! Mulți ani Mulți ani trăiască! Cea mai frumoasă libertate română! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani. A fost un alt fel de moment de sărbătorire pe care un moment inedit, iată. O să fie o bucurie pentru că cumva 5 februarie fiecare an pentru mine e alături de copiii mei, de copiii din clasă sau de studenții mei. Și atunci, da, e o bucurie. Exact cum spuneam. Și exact cum spuneai tu, pedagogia ține de schimbare și ține de fiecare dintre noi. Mulțumesc și vă îmbrățișez pe toți. Să rămân. Mulțumesc și bucură-te de ziua de mâine. Așteptăm poze. În continuare, vreau să invit o doamnă atât de drăguță, un zâmbărici, care m-a cucerit din primul moment. Nu știu, mi-amintește de un personaj vesel, un personaj ghiduș din povești. Și sunt sigură că toți copiii o îndrăgesc. Este vorba despre nimeni alta decât Adriana Georgescu. Adriana Georgescu este un profesor altfel, cu siguranță. Este un profesor în școala gimnazială Constantin Brâncuș din București, cofondator al platformei cititoria.ro. Ea încurajează dezvoltarea literației și promovează educația prin virtuți și povești, dar cred că ea însăși este o poveste ghidușă. Adriana, bun venit alături de noi! Bună seara tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, mulțumesc mult pentru invitație, felicitări pentru aceste evenimente foarte valoroase. Și vreau să mulțumesc tuturor de informații și activități pe care le desfășoară. Mă mărturisesc că de fiecare dată am foarte multe de învățat. Sper că mă auziți foarte bine. Te auzim, te auzim. Mulțumesc încă o dată tare mult. Eu, da, mulțumesc mult. Așa cum spunea și Ermina, de 3 ani, împreună cu prietena mea, Ana Maria Blanchet, încercăm să dezvoltăm o platformă. Imediat o să împărtășesc ecranul. Cititoria.ro se numește. Care e misiunea acestui site? Este aceea de a încuraja lectura, de a face recomandări de cărți pentru copii și de a oferi modalități prin care să le valorificăm. Și pentru a fi în acord cu tema, am să derulez puțin așa pe site, să observați ultimele articole, ultimele cărți recomandate. Apoi am selectat câteva articole, numai puțin să reușesc. Unul dintre, am selectat 3 cărți, pe care le folosesc. Una dintre ele este Geografie cu ratonul pălărie, o carte foarte frumos ilustrată, în versuri, pe care o puteți folosi la orele de geografie. Ea prezintă obiective turistice din țară, orașe, foarte multe personalități și structura articolului nostru întotdeauna are câteva întrebări de reflecție, câteva exerciții de creativitate și sugestii de activități, așa cum vă spuneam, filmulețe, dar și fișe pe care le puteți folosi cu copiii după ce ați citit această carte. Recomandări de filme, documentare. O altă carte foarte importantă, pentru utilă de data aceasta pentru istorie, este Istoria lui Răzvan. De asemenea, o carte minunată pe care copiii o îndrăgesc este povestea unui băiețel din viitor. Îmi se las un pic aici pe exerciții. Povestea unui băiețel care călătorește în timp, așa cum spuneam, el vine din viitor și descoperă istoria poporului român
participând la diferite evenimente, la unele dintre cele mai importante evenimente. Și gândim pentru fiecare carte o fișă care să însoțească întotdeauna activitățile, așa cum vă spuneam, jocuri și idei de activități, de ce nu extrașcolare, de pildă vizite virtuale, de asemenea interviuri cu scriitorii acestor cărți. O altă carte recent apărută este Român de poveste, o carte foarte frumoasă care prezintă 24 de povești. Constantin Brâncuș, Nicolae Grigorescu, toate numele pe care le-am auzit astăzi aici, foarte frumos prezentate din mai multe domenii, Grigore Antipa, dar și Nadia Comăneci și Ana Maria Brânză, pe care o putem folosi de Ziua Națională a României, cu ocazia Zilei Culturii și, bineînțeles, eu am să vă prezint cum am folosit-o de curând, pe 1 februarie, când a fost ziua Ștefan Lucian. Ele sunt autoarele și fondatoarele site-ului a fost odată extraordinar un site care prezintă și poveștile audio. Acum a apărut și în format tipărit această carte. Câteva activități pe care le-am desfășurat cu elevii de Ziua Națională, confecționarea acestor semne de carte cusute și realizate prin tehnica origami. Și, bineînțeles, o fișă cu amintiri din România pe care un turist le-ar, credem noi că le-ar așeza într-un album. Vă recomand să intrați și pe acest site, a fost odată, și să descoperiți poveștile acestor români. În continuare, aș vrea să vă mai arăt puțin la clubul de lectură, câteva idei de activități pentru clubul de lectură, cum organizez eu activitățile, de pildă ce am făcut cu ocazia zilei Mihai Eminescu. Caligramele le-au plăcut foarte mult copiilor, am scris versurile într-un mod diferit, cum am realizat colaje și diferite lucrări origami, chiar și portretul autorului. De asemenea, activitatea despre care vă spuneam cu ocazia zilei Ștefan Lucian, am încercat să reproducem și noi una dintre picturile celebre, și anume Anemone. Foarte frumos a fost, alte cluburi și, bineînțeles, fiindcă vorbim de România și câțiva scriitori români contemporani pe care i-am invitat în clasa mea, care ne-au bucurat cu lucrările lor. Carmen Tiderle este o poetă extraordinară pe care am avut prilejul să o întâlnim. De asemenea, ne-au mai călcat pragul și doamna Victoria Pătrașcu. Și în felul acesta copiii sunt fascinați și dacă aud mereu în jur că elevii nu mai citesc, chiar nu se aplică în cazul elevilor mei pentru că sunt într-adevăr fascinați și de fiecare dată mă întreabă doamna, dar ce carte ați mai descoperit, ce carte s-a mai publicat, ce carte a mai fost premiată. Îi fac părtași de fiecare dată, participăm și la târgul de carte împreună și acestea sunt câteva din cluburile de carte organizate în acești ani. Eu am clasa a patra acum, mă apropii de final cu această serie minunată și cam atât. Nu vreau să vă rețin prea mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și încă o dată vă îmbrățișez pe toți și vă felicit pentru toate activitățile deosebite pe care le organizați. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Adriana. Este o plăcere să te avem alături de noi și foarte interesant, foarte interesant tot ce ne-ai prezentat. După cum am spus, sunt sigură că toți cei mici, toți colegii tăi te au în suflet și ești o adevărată energie pentru ei. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mulțumesc tare mult, Adriana. Mulțumesc. Aș vrea să invit acum o naționalistă convinsă care mă inspiră și îmi trimite mereu poze și ador pozele ei, recunosc. În Vurdemunte, acolo este steagul României împreună cu a noastră Crina Popescu. Este profesor
De geografie, normal, președinte Centrul Științific Montan de Cercetare și Informare Ciucaș, Măneșu, Prahova, România, inițiator proiecte geografie fără frontiere și tradiții și obiceiuri mănăcele de pretutindeni, are proiecte și proiecte educație fără frontiere, un proiect vast care are mai multe subproiecte, și este o energie. Este o energie și un exemplu de curaj. Draga mea, Crina, te așteptăm. Sper că ai Bună cu cine să te afli seara! în Bună seara, România. scumpi purtători de tradiție și neam! Bună seara tuturor! Vă îmbrățișez de sub cupola Carpaților, munților Ciucaș. Mă bucur din suflet că am reușit să ne conectăm în această seară. Mulțumesc pe această cale unui om de excepție, Ermina și dumneavoastră tuturor, care v-ați răpit din prețiosul timp să ne întâlnim într-un moment special. Să știți că nici eu nu sunt scăpată de emoții și pe această cale țin să vă spun că am renunțat la materialul pe care l-aveam de prezentat. Analizasem și depășea deja 10 minute, așa că am să încerc din tot sufletul să vă invit în sfârșit de lună mai, în inima munților Ciucaș, pe toți am să vă invit, fără excepție. Și sunt ferm convinsă că activitățile le putem realiza împreună, cu mic, cu mare. De ce? Pentru că sunt președintele Centrului Științific de Geografie și am inițiat de mai bine de 20 de ani proiectele Geografie fără frontiere, cât și tradiții și obiceiuri mănăcene de pretutindeni. Nu de mult, mai bine zis, 20 ianuarie, a constituit etapa a 17-a Conferinței Internaționale de Geografie, în care ne-am adunat fizic peste 80 de oameni, peste 40 de elevi olimpici, bineînțeles veniți de peste Prut, dar și din toată România. Prin aceste acțiuni nu încercăm, sau mai bine zis, încerc să duc alături de dumneavoastră, sau pot să spun că fără excepție, o temă generoasă: cultură, identitate, tradiție, obiceiuri, satul, identitate națională. Iată așadar de ce ne-am adunat astăzi aici. Cu siguranță am să vă spun doar că această componență este criteriul numărul unu prin a ne referi la țară. Învățământul românesc are nevoie de oameni competenți, începând de la cei care ne conduc, respectiv, până la ultimul învățător al statului românesc. Am încercat să-mi schițez câteva detalii în timp ce dumneavoastră ați pregătit minunatele dumneavoastră materiale și să știți că nu vă rețin mult. Am să vă spun că rezultatele copiilor noștri, de la olimpici, la cei care participă la numeroase concursuri, sunt foarte bune, doar dacă valorificăm tot ceea ce noi învățăm prin învățământul generos al mediei școlare, care să depășească mediul satisfacerii. Prin ce am vrut eu să vă spun acum? Practic, rezultatele copiilor noștri la olimpiade și concursuri sunt foarte bune, dar conform curbei lui Gauss, am avea nevoie de media școlară care să depășească mediul satisfăcător. De aceea nu aș putea să vă spun nimic altceva decât că învățătura înseamnă lumină și neputința de a fi de cele mai multe ori manipulați înseamnă libertate și cunoaștere. Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate sunt și de folos. Cred că emoțiile mele au încercat să mă pună în dificultate. De aceea am să vă arăt un material, un volum de excepție, care an de an, sau mai bine zis bianual, acest volum aniversal al satului îl dedicăm atât elevilor cât și profesorilor care își doresc să păstreze patrimoniul național și să ducă mai departe identitatea noastră prin valoare și prin conștientizare. Totodată,
Am să mărturisesc că aceste emoții m-au pus la încercare și am să reflectez de fiecare dată asupra evenimentelor la care particip și promit ca data viitoare, prin proiectele generoase pe care le-am dus pe parcursul anilor, să vă aducă și dumneavoastră atât un surplus de energie, cât și acea încărcare de care are nevoie fiecare profesor, pentru că valoarea noastră, valoarea culturală, valoarea patrimoniului nu poate să meargă mai departe fără noi, fără profesori, atâta vreme cât suntem în pace, în armonie cu natura. Eu consider că toate evenimentele noastre pot avea rezultate comune. De aceea, probabil nu întâmplător, astăzi, cei care ne aflăm aici, cu siguranță o să ne vedem, de ce nu, și în luna mai, în cadrul acestor activități de mare amploare. Eu, să știți că sunt omul faptelor, întotdeauna emoțiile mă copleșesc și de cele mai multe ori am spus și Erminei, vorbesc puțin și încerc să edific proiectele prin fapte și prin ai ajuta de cele mai multe ori pe micuții noștri care sunt în grea cumpănă. Mulțumesc foarte mult și vă doresc pace în suflet și să ne revedem cu mult drag. Mulțumesc mult, româncuța mea dragă. Ești un exemplu de modestie, în primul rând. Și invit pe toată lumea. Vă invit pe toți alături de Crina în mai. Într-adevăr, proiectele ei sunt minunate. Sunt minunate. Și este un om cu inițiativă, este un om de care ar trebui să fim mândri și ne facem mândri pentru că suntem români. Mulțumesc, draga mea Crina. În continuare, aș vrea să invit un om drag, un om care mă duce cu gândul la corectitudine, un om organizat, nimeni alta decât doamna Misakevici Adriana, este profesor doctor specializat în geografie, limbă și literatură franceză, profesor metodist ISJ Sibiu și membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului de Specialitate, profesor mentor acreditat prin Programul Național Profesionalizare a Carierei Didactice prin Activități de Mentorat, este profesor la Centrul de Excelență din Sibiu, responsabil cerc metodic al profesor de geografie liceu, membru grup de lucru, subiecte bacalaureat, participare alergător și fundraiser Maratonul Internațional Sibiu, participare proiect Erasmus și membru grup lucru Erasmus Ida Green. Adriana este un om cu inițiativă, este un om valoros pentru educația din România. Și în seara aceasta arată ca o româncuță grozavă cu două codițe și Așa, și cu îmbrăcată tricolorul, în Elmina. este populare. Și cu tricolorul, bravo, bravo. În primul Bun rând, venit, aici la draga. inimioară. Da, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, dragii mei. Elmina, la fel, felicitări pentru tot. Mă bucur, două geografe, una după alta. Chiar Crina la Sibiu s-a născut veșnicia Muzeul Satului, oricând binevenită. Vă felicit pentru organizare, mă bucur că ne vedem sănătoși, dar într-adevăr sunt o locomotivă care trag după mine și trebuie să fac așa cum trebuie și cu toată dragostea, pentru că așa cum spunea și colegul nostru, indiferent unde ne aflăm, într-o gară, în tren, în căruță, pe bicicletă, oriunde ar fi, noi trebuie să facem școală. Noi trebuie să, asta e crezul meu, și școală și educație să dăm cu inima. Nici o lecție de-a mea de geografie, să știți, la ora normală nu este la fel. Asta mai ales acum că sunt și profesor la Colegiul Pedagogic și aici sunt vlăstarele noastre de care ne vor educa copila și pun mare accent pe latura sufletească. Foarte mare accent. Și în acest sens, dacă îmi permiteți, trec puțin peste subiectul pe care îl am în proiectele pe care le avem Erasmus acum. Este, eu cred, o premieră la nivelul țării. N-am adus, n-am știut pur și simplu că puteam să prezint tema aceasta. Colegiul meu face un ghid de geoecologie pe Erasmus Plus
pentru că educația geoecologică și ecologică, la cei mici vorbesc, va avea un rol primordial. Și fiecare lecție, suntem o echipă de 15 oameni și fiecare lecție va avea o secvență eco. E, acea secvență eco, noi o lucrăm timp de o săptămână sau cât fiecare după disponibilități, după capacitatea elevului practicant pentru a o preda celor mici. Și vreau să vă spun cu mâna pe suflet că îi mereu îi întreb care e cea mai frumoasă materie și ei toți gândesc, toți drăgălașii, geografia. Așa trebuie să facem, cu sufletul, cu toată dragostea, să învățăm, să le dăm educație. Pentru astăzi am pregătit crezul meu de o viață și competența mea numărul unu și a oricărui geograf când intră pe ușa clasei, cea de a cultiva sentimentul de dragoste de țară. Și atunci niciodată m-am gândit să vă prezint ceva, eu știu, din metodică, din articole pe care le-am pregătit, din ce am făcut cu elevii, din ce am realizat, premii care nu sunt puține și mă bucur de ele. Dar să știți că mereu le spun cum ți-ai prezentat țara, pentru că în vremurile astea pe care le trăim, copiii sunt puțin dezorientați și dezamăgiți. Și m-am gândit cu drag și am lucrat ceva și am și confruntat sursele. Câteva superlative geografice despre țara noastră. N-am făcut niciodată lucrul acesta, vă spun sincer, am văzut pe internet, dar acum le-am ales și cu drag vi le prezint și dumneavoastră, cu siguranță le știți, dar le voi prezenta și elevilor mei. Am început cu... imediat, da? Cu Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei românești. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutus mare, mare viitor. România, în spațiu carpato-danubiano-pontico-panonic, este un teren feric, un ținut de bază, o țară cu o istorie și continuitate de mii de ani, cu minunate și unice tradiții, cu obiceiuri și peisaje de o rară frumusețe, ce conturează în sens biblic apelativul de grădina Maicii Domnului. România este tărâmul bazmelor, cu făt frumos cu Ileana Cosânzeana, cu doine de jale și dor, cu hore ale bucuriei de a trăi, cu ruga întru credință și sărutul gliei strămoșești, cu oameni frumoși și buni. În prezent, România ocupă o suprafață totală de 238.391 km². Este locul 6 în Europa, ocupă și 81 lume, fiind poziționată în sud-estul Europei centrale, pe cursul superior al Dunării. Din natura locurilor, Dunărea este al doilea fluviu ca lungime și debit din Europa, după Volga. Străbate teritoriul țării noastre pe o distanță de 1075 de kilometri, ceea ce reprezintă 38% din lungimea acestui fluviu. Practic, este partea cea mai importantă ca debit și navigație care udă teritoriul României și se varsă în Marea Neagră, formând o frumoasă, o minunată și unică delta Dunării, metaforic numită Fica Mării Negre și a Dunării. Acest suport spațial al bogatei rețele hidrografice a României se numește relief, care are ca și element definitorii trei caracteristici de bază. Individualizează țara noastră în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic-Panonic și nu numai. Este vorba de varietatea de relief, proporționalitatea și dispunerea simetrică în anfiteatru față de lanțul munților Carpați. Varietatea reliefului este dată de extensa tuturor formelor de relief, de la cele mai înalte munții, la cele mijlocii, dealurile și podișurile, la câmpii. Proporționalitatea este dată de proporțiile aproximativ egale ale formelor de relief, iar dispunerea simetrică coborând în trepte, asemănător unui anfiteatru, către Marea Neagră, toate acestea reprezentând elemente de unicitate, nu numai pentru continentul european, ci și pentru la nivel mondial. Este harta principalelor forme de relief proporțional, din care se observă trăsăturile mai sus amintite, iar acesta este harta principalelor unități de relief ale României. În ceea ce privește factorul uman, populația României înregistra în anul 1920, în 1900, nu, în 2022, 23 în urma recensământului, 19,6 milioane de locuitori, ocupând locul 12 printre statele europene, iar ca structură geodemografică pe naționalități, suntem un stat național unitar român, 90% există români, iar restul sunt minorități etnice, reprezentate prin maghiari, germani, ucrainieni, sârbi, turci, tătari, polonezi, croați, evrei, cu drepturi garantate de Constituția României și cu predare în limba maternă. Suntem printre puținele țări din lume care a căror, într-adevăr, deci minorități au acces la învățământ în limba maternă.
internă. Capitala și totodată cel mai mare oraș al țării este București, metropola care a înregistrat 2,1 milioane de locuitori în, anul, în același an ultimul recensământ. Limba oficială este limba română, singura limbă latină vorbită în estul, Europei, iar religia noastră este cea de ortodoxi, ortodoxismul, 90% din populația României, restul aparținând altor culte, romano-catolici 5%, neoprotestanți și protestanți 5%. Din analiza structurii populației pe religii rezultă faptul că poporul și cultul creștin-ortodox este majoritar și drapelul național, superlative geografice. Drapelul național României este tricolor, cu benzi verticale, începând de la lance, albastru, galben și roșu. Ce semnifică fiecare? Cei mici întotdeauna întreabă ce înseamnă culorile și de ce sunt așa, cum sunt aranjate ele. Culoarea albastră reprezintă culoarea cerului senin, galbenul este nuanța grânelor, iar roșu este reprezentat de sângele vărsat de ostașii români. 1 decembrie este ziua națională a României, ne aduce aminte de proclamația de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. Limba română, limba oficială a României, este singura limbă latină vorbită în estul Europei. Poezia Luceafărul, scrisă de Mihai Eminescu, a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai lung poem de dragoste, iar cu 98 de strofe. Cuvintele dor și doină nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă de pe pământ. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere, este din domeniul pneumologiei. Prin aceasta, România ocupă locul 3 în topul european al celor mai lungi cuvinte. România are pe teritoriul său 7 situri declarate patrimoniu UNESCO, situri pe care și colegii mei le-au amintit și le vei aminti în continuare. Cea mai veche civilizație din Europa este considerată civilizația cucuteni din județul Iași. Cel mai vechi cuptor din topul din lume este cuptorul de topit metale, descoperit acum 8.000 de ani la Câmpeni. Brad, localitatea din țara noastră, unde se găsește Muzeul Aurului, în Munții Metaliferi. Astra, Muzeul Astra din Sibiu, este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, întinzându-se pe o suprafață de 78 de hectare. Cea mai veche inscripție din lume este descoperită de arheologi pe autostrada Sibiu-Orăștie. Este o inscripție care datează din Neoliticul Timpuriu, 6600-5500. Ținutul din jurul Sovejei, Munții Vrancei, este bogat în păduri de bran și pin, cel mai ozonat aer din Europa. Timișoara, primul oraș european, care a introdus tramvaile trase de cai, e vorba de anul 1869, și primul oraș din Europa care a avut iluminat public 20 de ani mai târziu, 1889. Aeroportul Aurel Vlaicu, cunoscut sub denumirea de Băneasa, este al treilea din lume ca și vechime, Maryland, SUA, urmat de cel din Hamburg, cel mai vechi din lume. Teatrul din Oravița, în 1817, este primul teatru din Europa iluminat cu lămpi. Primul castel din Europa iluminat electric în totalitate a fost Peleș, construcția Peleșului la 1873. În România, Palatul Parlamentului este a doua clădire din lume după cea din Statele Unite. Singurul cimitir vesel din lume se află în România, vesel de la Săpânța, cu cruci viu colorate, cu versuri amuzante de pe cruci. În privința cadrului natural, superlativele sunt următoarele. Carpații reprezintă al doilea cel mai lung lanț muntos din Europa, lanțul muntos a Carpaților aflându-se pe teritoriul României într-o proporție de 51%. În România, cel mai lung lanț de munți vulcanici, într-adevăr inactiv, munții Căliman, Oaș, Gurghiu, Țibleș, Harghita. Sfinxul din munții Bucegi are aceeași înălțime ca Sfinxul din Egipt, 8 metri, Ceahlăul este, sau Muntele Pion, este cu mănăstirea ortodoxă Schitul, este la 1800 de metri, este mănăstirea cea mai mare altitudine din lume. Defileul Porțe de Fier din lume, din România, este cel mai lung din Europa, 140 de kilometri, defilă care începe la intrarea Dunării în țară, de la Bazia și până la Orșova. Delta Dunării este unica deltă din lume ce a fost declarată rezervația biosferei, deoarece peste 50% din speciile de plante se găsesc în această deltă și cea mai mare colonie de pelicani de pe continentul european. Tot în acest sens, cea mai compactă suprafață de stufăriș de pe glob se întâlnește în Delta Dunării. Marea Neagră este cea care România are ieșire la mare, este una din cele mai noi mări ale planetei, alături de Caspică și Mediterana, din perioada mezozoică. Este unică pe Terra datorită celor două straturi de apă total diferite, una la suprafață dulce și cealaltă sărată, la minus 200 de metri.
Fundul Mării Negre, de asemenea, este un loc prielnic de fosilizare. Canalul tot legat de mare, îngemânarea Dunăre, canalul Dunăre-Marea Neagră, este pe locul 3 în ceea ce privește lungimea, după canalul Suez și canalul Panama. Salina Slănic este cea mai mare salină din Europa, cu adâncime de 208 metri, iar lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din Europa. Peștera de la Mânzălești din subcarpații Buzăului este cea mai mare pește de sare și a doua din lume. Vulcanii Noroiești, enigma reliefului subcarpatic a României, este una dintre cele mai interesante rezervații mixte, geologice și botanice. Sunt niște vulcani, dar de fapt sunt formațiuni create de gazele naturale care provin din adâncime. În județul Buzău. Cel mai înalt copac din Europa este umbrat, care se găsește în țara noastră, pe Valea Buzăului, 60 de metri înălțime. Cel mai mare cireș din Europa, în localitatea Petrești Alba, cu o înălțime de 20 de metri și coronament de 50 de metri. România, în privința faunei, este cadrul fizico-geografic, este completat tot așa prin superlative faunistice. România are cei mai mulți urși bruni, lupi și pelicani albi din europeană. Dihorul pătat este un animal care mai trăiește astăzi doar pe teritoriul României, iar zimbrul este cel mai mare mamifer din România și din Europa. Personalități. Petrache Poenarul a rămas în istoria colectivă, românul care a inventat stiloul, dar și primul român care a călătorit cu trenul în anul 1831. Medicul Ilarie Mitrea, prim român care a ajuns în Australia și la antipozi în 1865. Anastase Dragomir, românul care a inventat scaunul ejectabil cu ajutorul căruia se catapultează în situații de urgență aviatorii. Piloții. Bucureșteanul Nicolae Paulescu este românul care a inventat insulina. Românul Harry Quandt a inventat în 1910 motorul cu reacție. România, patru laureați ai premii Nobel pe care au amintit și colegii mei. Iar în privința sexului frumos, Alexandra Nikita, micuța Picasso, cum au supranumit-o criticii de artă, Eliza Leonida Zanfirescu, prima femeie inginer din Europa, prima femeie doctor în lume Bilcescu, sau excepționale doamne ale curții regale, Carmen Silva, Regina Maria și Regina Elena. Ecaterina Teodorescu, singura eroină soldat din război mondial. A treia femeie parașutist din Europa, tot o româncă, Smaranda Brăiescu, și Nadia Comăneci, în domeniul sportiv, prima notă de 10 la Jocurile Olimpice de la Morea. Vă mulțumesc! Incredibil! Incredibil! Da, și mi-au plăcut foarte mult și să știți, cu drag am și spus că le... voi prezenta și elevilor mei. Extrem de educativ, extrem de educativ. Vreau să vă atrag atenția că sunt superlative numai în corelație cu Europa și cu lumea, cu globul pământesc, nu superlative ale României, pentru că acolo sunt foarte, foarte multe. Deci am luat în context european și mondial. Da, avem o țară pe care să o iubim și pe care, exact cum spunea Eminescu, țara mea de dor. Da, exact. Asta trebuie să cultiv. Exact, asta. Exact. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumim, mulțumesc. Minunat, minunat, draga noastră, Adriana, ești o adevărată comoară, ești o adevărată comoară. Mulțumim mult pentru prezentarea ta minunată și ești în sufletul nostru. Ești în sufletul nostru, mereu aproape de noi, un om bine pregătit, un adevărat dascăl, un dascăl valoros, un dascăl valoros. Și mă bucur să aud că ești profesor în liceul pedagogic. Vei fi sculptorul unor viitori minunați dascări, cu siguranță. Îți mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să invit un alt om drag, care este atât de modest. După cum am spus ultima dată când ne-am întâlnit într-o conferință, îmi dă impresia că sunt într-un vas și sunt un personaj micuț acolo și aia este doamna mea. Sunt sigură că toți copiii o iubesc și toți copiii stau acolo îngrămădiți, așa o văd pe draga noastră Zoica, care mi-a trimis doar o simplă, simplă descriere. Profesor învățământul preșcolar, școala gimnaziară Radu cel Mare Găiești, Dâmbovița,
Dar vreau să vă spun că este o putere, este o minune, este un dascăl altfel, este un om pe care am vrut din toată inima să-l avem astăzi alături de noi. Pentru felul ei de a fi, pentru energia ei, pentru cunoștințele ei pe care le poate împărtăși astăzi cu noi. Bun venit, draga mea, Zoe Radu! Bine v-am regăsit și mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Și o să vă împărtășesc un lucru. Mă simt un om mic, mic, mic într-o lume a oamenilor mari. Poate și pentru faptul că astăzi voi fi purtătorul de cuvânt a 22 de pitici pe care îi îndrum pas cu pas către viață. O să rog pe Alemănuța dacă poate să șeruiască prezentarea mea, iar eu doar voi vorbi, pentru că emoțiile sunt mari. Așa se întâmplă când ești mic. Prezentarea noastră va fi scurtă și concisă. Aici și așa trăiesc eu. Și vom prezenta România prin ochi și suflet de copil. Vom face o prezentare a României în patru ipostaze. România istorică, România spirituală, România culturală și România culinară de această dată. Vom spune pe scurt despre județul nostru, Dâmbovița. Se află în partea central-sudică a țării, iar apele râului cu același nume fertilizează deopotrivă glia și lirica. Un vechi cântec spune cam așa: Dâmbovița, apă dulce, și te bea, nu se mai duce. Și o să vorbim strict despre aici și acum, despre orașul Găiești, pentru că orizontul nostru de cunoaștere este caracteristic vârstei preșcolare a copiilor de 3-6 anișori. Găiești este un oraș din România, mai exact regiunea Muntenia. O să vă spun că a fost atestat documentar în anul 1498, mai exact la 19 iulie, pe timpul domnitorului Radu cel Mare. Vom merge pe urmele strămoșilor noștri și așa cum am spus despre copiii mici, că pentru noi totul este un joc, iar universul nostru se lărgește pe măsură ce călătorim. Iar călătoria noastră cel mai mult are loc în lumea basmului, pentru că acolo copilul se simte în siguranță. Noi nu rămâne decât să mergem în lumea lor și cu iscusință și cu răbdare să le aducem în lumină nu numai lumea eroilor din basme, ci și lumea eroilor adevărați, faptele eroice adevărate. Și așa cum aminteau antevorbitorii mei, o sărbătoare importantă a românilor este 1 decembrie, iar copilul preșcolar, prima sărbătoare cu care ia contact este chiar această sărbătoare, 1 decembrie. Și prima povestire istorică pe care el o ascultă este legenda tricolorului. Și așa cum mânuțele lui, tremurânde și iscusite, începe să confecționeze acel steguleț, așa cum l-a auzit în povestea respectivă. Și apoi cu drag merge parcă fluturând să-l ducă acasă, să spună tuturor ce a descoperit, pentru că el află pentru prima dată ce reprezintă cele trei culori. Mă scuzați, am mari emoții. Apoi, istoria noastră trece prin gust. Ne jucăm, pentru că la noi este joc și jocul de rol are o însemnătate foarte mare, pentru că jucându-ne ne jucăm de fapt rolurile pe care le vom juca o viață de acum încolo. Apoi, istoria trece prin artă. Și confecționăm, exact cum am spus, și desenăm și arătăm tuturor, și nu numai prin joacă, ci și prin știință. De exemplu, ultima dată am făcut un puzzle despre mica unire. Am continuat cu joc și voie bună, de asemenea, și cu amprentă personală, pentru că suntem mici, amprenta noastră personală s-a oprit la rugăciune. Și ne-am rugat pentru strămoși, pentru conducătorii țării, și pentru pace. Pentru că dacă avem pace, noi ne putem juca. Soarele strălucește.
mult mai frumos atunci când este pace și nu de alta. Dar puteți să veniți și în vizită și atunci veți avea niște ghizi destoinici. Și astfel trecem către România spirituală. Și la fel ca toate principiile educaționale, ne trebuie multă acțiune, multă consecvență și multă răbdare pentru a învăța pe copiii noștri cum să urmeze o relație cu Tatăl lor Ceresc, pentru a avea o relație reușită. Și pentru început îi învățăm să-L caute pe Dumnezeu nu numai în vremurile dificile, ci și în vremurile bune. Îi învățăm cum să vorbească cu Dumnezeu, cum să se închină Lui, dar nu în ultimul rând și cum să dăruiască cu o inimă generoasă. Și astfel trecem către România culturală și aflăm despre tradiții și căutăm răspunsuri spirituale despre anumite sărbători și nu numai atât, și despre modul cum se sărbătoresc în familii aceste sărbători. Și odată ce aflăm răspunsurile în mediul formal, în sala noastră de grupă, să știți că mergem în mediul non-formal, participăm la concursuri destinate acestor tradiție și credință avem. Avem și chiar propriul nostru concurs Păstrează tradiția, care va urma peste câteva zile să aibă loc. Apoi sărbările noastre sunt nemaipomenite și de fiecare dată amintesc mai mult sărbarea de Crăciun, pentru că acolo parcă sunt concentrate cele mai multe tradiții și obiceiuri românești. Nu ne îmbrăcăm oricum, pentru că avem niște straie minunate. Arătăm atât de frumos și în straiele străbune și atâta eleganță și frumusețe avem, încât ar fi păcat ca ele să rămână în niște lăzi uitate de timp. Apoi trecem la România în bucate, România culinară. Dar nu trecem așa doar la degustare. Și să știți că noi ne jucăm. Încercăm să refacem pas cu pas. Aflăm cum se face pâinea în cuptor, aflăm cum se face mămăliga și de-abia apoi putem să ne jucăm de-a știința, să vedem care sunt gustul acestor bucate nemaipomenite. Și muncim, să știți, la ele. Uneori avem nevoie și de ajutorul părinților, pentru că fiind micuți, avem nevoie să fim ajutați ca să înfăptuim aceste lucruri. Și dacă vă hotărâți să ne vizitați și veniți în vacanța de vară, să nu credeți că ne veți găsi pentru a vă fi ghiști. Pentru că noi, de fiecare dată, vom răspunde prezent. Chiar și vara, desfășurăm grădiniță de vară, ateliere de vară, iar lucrul nostru întotdeauna îl începem cu Dumnezeu. Și vă putem invita să vizitați un lăcaș de cult în orașul nostru, care e foarte aproape de grădinița noastră. Este și monument istoric, de altfel declarat, această biserică, Biserica Sfânta Treime din orașul Găiești. Apoi, pentru că, așa cum v-am spus, orizontul nostru de cunoaștere este mai din și pentru a călători ar trebui să fim însoțiți de părinți, vă ducem la bibliotecă, niciunde în altă parte, pentru a face cunoștință cu elemente de patrimoniu județean. Și aici avem turnul Chindiei. La bibliotecă ne așteaptă prietenul nostru neobosit, doamna bibliotecar șef, Valentina Tufescu, care de fiecare dată ne răspunde cu bunăvoință și ne arată și ne învață tot ce este bun și frumos despre țară, despre tot ce se află în lumea poveștilor, cu basme, cu eroi imaginari sau cu eroi adevărați. Pentru că tot am ajuns în centrul orașului, avem, ce să vă arătăm, avem elemente de istorie locală și vom începe vânătoarea de comori, pentru că în parcurile noastre se găsește lumea fascinantă a boierilor Olănescu. Și numai atât, cele două conace se găsesc în parcul central, conacul lui Constantin Olănescu, și în parcul mic, locul unde se află conacul lui Grigore Olănescu. În cele două parcuri, să știți că se află multe, multe plante care datează din vremuri străvechi, chiar din anul 1896, și noi le admirăm, dar vi le prezentăm și dumneavoastră dacă veți ajunge în localitatea noastră. Apoi, vom merge către elemente de cultură locală. Vă invităm la o vizită tematică la Centrul Cultural Gheorghe Zanfir din Găiești,
orașul natal al marelui mondanist al lumii, Gheorghe Zamfir, singurul artist român a cărui muzică a cucerit globul pământesc și a intrat în patrimoniul universal. Numai atât, vă arătăm și alte locașuri de cult, vă arătăm locul de unde se gospodărește orașul nostru, primăria orașului, școala noastră, care nu întâmplător se numește Radu cel Mare, Voronețul de Sud, Mănăstirea Cobia, și din nou, Centrul Cultural Gheorghe Zamfir, cu care ne mândrim. Nu o să vă lăsăm să plecați de la noi fără să vă servim cu ceva, pentru că suntem un popor ospitalier. Și dacă am întrebat copilașii mei, vorbindu-le despre ospitalitate, dacă am înțeles cineva ce înseamnă ospitalitate, Matei mi-a răspuns foarte senin. Eu am înțeles așa, dacă am două mere și un străin îmi cere, îi dau și eu unul dintre ele. Și zic, și dacă are poftă să mănânce mai mult, îl dau și pe celălalt, pentru că eu mai am în grădină. Deci cam așa este ospitalitatea la român. Și așa arată fericirea, cu bucurii mici, la copii, și putem frânge o pâine. Deci, dacă vă hotărâți să ajungeți la Căiești, o să vă spunem că avem hrană pentru minte, avem hrană pentru suflet, avem hrană pentru trup. Și dacă nu ați reținut cine suntem noi, cei 22 de pitici, am să vă spun că suntem urmașii lui Olănescu, ai boierilor Olănescu și contemporanii lui Zamfir. Iar mie, ca astfel, nu rămâne decât să le dau acestor copii rădăcini și aripi. Rădăcini să știe că aici sunt permanent acasă și aripi să meargă să arate tuturor din lume ceea ce au învățat și să-mi asum responsabilitatea precum citatului marelui istoric Nicolae Iorga. Fiecare copil pe care îl educați este un om pe care îl dăruiți societății. Vă mulțumesc pentru vizita virtuală și vă spun că emoțiile m-au copleșit. Ai adus emoție, ai adus atât de multă emoție în sufletul nostru, draga mea Zoica. Și cred că toți am avut impresia că suntem, că ne spui o povestioară, un basm și suntem personaje, suntem cu tine acolo. Mi-aș dori ca țara noastră să aibă jumătate, măcar jumătate din dascălia pe cum o avem pe Zoica. Să văd imaginație, să văd amprenta sufletului nostru, amprenta gândirii noastre, să fim, la fel cum am spus atunci când a vorbit Sebastian, să fim noi în sala de clasă, să inventăm, suntem creatori de educație. Asta suntem noi, creatori de educație. Îți mulțumesc, Zoica, sper să fii mereu alături de noi, mereu alături de mine. Pentru mine ești, nu știu, ești dascălul ideal. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Emoțiile tale ne-au ajuns în suflet. De asta sunt. Mulțumesc. În continuare, aș vrea să invit un om drag sufletului meu. Este secretarul IAIU România. Din momentul în care a pășit în IAIU România, a fost mereu, mereu prezentă lângă mine. A avut un rol important în Let's Plant Around the World. A condus profesorii din România, a promovat proiectul și promovează mereu IAIU România. Este de un bun simț și un respect extraordinar. Este un om care, deși are o zi mai proastă sau nu se simte bine, este acolo, este prezentă, sprijine toată echipa, inclusiv astăzi ea prezintă toate materialele video ale Mânuța. Este un om modest. Este profesor de geografie, gradul în Școala Gimnazială Nohri, Școala Gimnazială Lucian Bologa Marfot, județul Sibiu, responsabil cel pedagogic al profesorilor de geografie de pe Valea Hârtii Baciului, lider de sindicat Școala Gimnazială Nohri, profesor coordonator al patrulei de reciclare Nohri, al patrulei de reciclare Marfot,
Oder Dojo Nohi, echipa Verde Nohi, membru al Societății de Geografie din Sibiu, membru al Societății de Geografie Gheorghe Năstase din Republica Moldova, membru al Comitetului de Organizare IIU România, pasionată de geografie, GS, mediu. Și este un om de bază al echipei noastre, un om pe care fiecare ar trebui să-l aibă în echipă, un om. Bun venit, draga mea, Ale Măruța. Mulțumesc mult tuturor! Mulțumesc de susținere și de sprijinul moral în acele mici momente care le considerăm niște mici ispite, dar înălțătoare. Da, o să încep prezentarea. Sufletul tău înalță. Sufletele sperăm că ne ajute și tehnologia, că știți cum se întâmplă. Da. Ca de fiecare dată, onorată, îmi place să subliniez limba română, IIU România, dar eu zic IIU România, fac și eu ca părintele Necula, de ce să nu ne vorbim limba noastră românească? Întâi așa gândim, cu regionalisme, cu tot ce este. Astea sunt românii din noi. Mi-a luat o ie, deși născută în partea Ardealului, la Sibiu, azi de ce nu să port toată România, inclusiv românii noștri de din afară, că nu mai există granițe. Și cum am subliniat și la București, la conferința Merito, să nu uităm că asta n-a spus-o nicio altă conferință online, avem o singură creație și un singur creator. Deci, toți împreună, cum a zis și Ermina, și îi mulțumesc pentru susținere. Am văzut la început că ceea ce a început este pentru planeta Pământ, să o luăm geografic, pentru noi oamenii. Și atunci, de aceea am și insistat și mergem mai departe. Copiii nu știu altceva decât să protejeze mediul, vor să se implice, vor să studieze cu tehnologie. Câteodată se zice că e un impediment, dar de ce nu sunt și sursele pozitive care eu zic că sunt foarte utile. Mai putem să mergem înapoi, dăm și cu sapa, dar GPS-ul ne ajută și de ce nu vorbim de inteligență artificială, cum vorbeam cu Clina, toată a început din locație, deci geografia dă tonul. Bun. A zis România, educație prin geografie și mediu, ceea ce îmi place mie cel mai mult. Am pus afișul foarte sugestiv, totul în roz și o fotografie care mi-e tare dragă. Atunci am învățat și eu de fapt ce înseamnă albastru. Este culoarea educației, care vă spun ca o scurtătură, care dumneavoastră, profesorii, bineînțeles, știți. Ca moto, am zis, de ce să nu reprezint Sibiu, Constantin Noica, unde finalul vieții pe pământ a fost la, și este la Păltiniș, la Schid. Aici am pus în fiecare și o deschidere, dar nu vreau să să aloc doar eu timpul și vreau să merg mai departe și să mergem cu celelalte, dar prezentarea se poate lua, fiecare link, ca de obicei, este accesibil și se poate folosi. De învățat înveți multe de la toți, dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți. Și mi s-a părut deosebit pentru această conferință. De mic îmi plăceau poveștile, tot timpul am citit și îmi place să citesc. A fost odată, toate încep cu a fost odată și am zis de ce nu, că povestea continuă. Precum Ermina face legătura cu India, mi-a plăcut mult Șerezada, o spun pentru a doua oară, că am spus-o și la prima conferință. Poveștile acelea care continuă și continuă și îmi plac și citesc, de ce nu să insistăm pe scrisul de mână, pe cititul atât în format fizic, că le spuneam copiilor, sper că n-ați epuizat încă cărțile din bibliotecă să trebuiască să mergem și la Sibiu. Păi nu, că mai avem, dar nu ne dă doamna decât pe grupe de vârstă. Aia e foarte bine, dar ălea măcar să le epuizați. Da, și am pus un story mag, tot așa un link, care deschide și acum cei de la Estri, prin sprijinul Estri România, dau acordul prin Facebook sau altă rețea ca fiecare să scrie, să-și creeze o proprie poveste. Deci nu mai este cu costuri, oricum Maestrii România asigură conturi gratuite pentru toți profesorii din România, toate școlile. Asta am spus-o, o repet și foarte util. Prima dată am început cu Să plântăm în jurul lumii, unde Raluca Burdușan, care îi mulțumesc, a scris primul articol despre conferință, pe urmă a continuat și povestea cred că continuă.
certificatul de apreciere, am platat împreună, de ce nu? Am zis, hai să contribuim ca să susținem și India, pentru că dacă ne gândim în 2050, va fi cea mai mare populație a globului, dacă o luăm statistic. Am platat împreună, copiii fiind și eu într-o perioadă de vacanță, când am avut proiectul, fiecare acasă ce-a făcut. Și a fost o idee excelentă. Mulțumim, Ermina. Asta e România mea. Primul afiș care a fost făcut, felicitări, multă muncă, felicitări pentru dedicație, conectarea ArcGIS online, iarăși este unicativ. Ce am făcut anul acesta, doar la nivel de școală, GIS Day-ul care americanii îl acceptă oriunde și oricând, unde am fost cu toate statele lumii, după cum se vede inclusiv India, unde sunt bulinele astea cu albastru, toată lumea împreună. Așa, o elevă pasionată de geografie, Carla Băjan de la Marpod, a făcut niște fotografii, mi le-a și trimis. Foarte implicată, de ce nu, a zis bustul lui Iacob Pologa, eu am mai scris niște date, plus că sunt link-urile active. A fost în perioada 1888 consilier al Transilvaniei, membru fondator, președinte la Banca Albina și președinte al Astrei 1875-1877. Locurile în care predau sunt încărcate de istorie. De asemenea, partea de biserică ortodoxă și cum se vede satul, nimic nu e fără credință. Normal, acolo este entitatea satului. Biserica fortificată din Marpod, în zonele noastre sunt mai toate confesiunile. De asta nu e un impediment, toți ne respectăm și colaborăm. Și ceea ce a pus ea mai recent, Fantasy Lake Marpod, deci o zonă cu căsuțe sub formă de A, o zonă de agrament, cea mai nouă în Marpod. O artă cartografiată digital, link-ul iarăși pentru Marpod, se poate crea oriunde pe glob. Am continuat după aceea cu niște aplicații, de ce nu, că am spus nu renunțăm la scrisul de mână, hai să vedem și la școală, mergem pe literație la geografie, adică citim din text, hai să vedem, să ne scriem fiecare câte o idee. Urmărim harta, avem hărțile, observați, noi la Sibiu, geografii, suntem ca o familie. Domnul inspector ne asigură materialul didactic, hărțile, care sunt foarte utile la ore, ba din contră, fiecare, doamna, vreau și eu la hartă și punem și fiecare exemplifică. Luăm date, creăm pe harți multe, ne-am pus aici orașele care sunt antice, nevul mediu, fiecare cum poate doar să finalizeze, pornind de la competența minimă la maximă, și apoi GIS-ul urmează. Sistemul informațional geografic, care asta lucrează mai mult acasă, sau avem laptopuri în fiecare sală de clasă la Nucric și cabinetele dotate prin PNRAS cu sprijinul conducerii școlii, al primăriei și al ministerului. Foarte util. Aici am luat ca locație pe glob România, pe o hartă politică și aici pe o hartă fizică. Observăm multitudinea de hărți care se pot suprapune la formatul online, care e mult mai util și rapid, dar mergem și pe partea unde dacă omul ajunge pe teren, elevul, și explicăm, acolo trebuie să se descurce. De asemenea, link-urile sunt active și am zis România-Sibiu, că de aici pornim totdeauna din orizontul local. Ne vorbim cu colegii din Sibiu, am zis, sunt curioasă la final să nu ne dublăm, asta e, dar văd că fiecare am gândit în mod propriu. Am luat de la cea mai mare altitudine, vârful Moldovean 2544, din România vorbim, am pus link-urile respective, simbolul României, Carpații, Delta Dunării, Marea Neagră, deci Dunărea care, de fapt, toată valoarea ei este pe teritoriul României, că, de fapt, aici formează delta și aduce toată bogăția de apă. Cea mai ieftină cale din antichitate era calea apei și este încă în continuare. GIS-ul ne mai oferă scenele la nivel 3D, unde am captat tot așa am două capturi pe harta fizică, harta politică și observăm aici minunata Marea Neagră, care poate fi vizualizată iarăși de asemenea pe hărți. Deci vizualizarea se poate face oriunde pe glob. GIS Nocri, copii, doamnă, GIS, GIS, stați copii că la minunata noastră de oră de geografie, cât, doamne, iartă-mă să mai facem. Susțin în continuare că geografia, ca și celelalte științe, e foarte importantă. Și atunci, pe rând, hai să ne jucăm, ba la tablă, ba la calculator, ba facem fișe, ba facem afișe. Încercăm, dar nu se lasă. Asta contează că ei vor. Și aici, la școala gimnazială Nocri, am pus link-ul de conectare unde avem ateliere. Echipa verde. De prin 2019, apropo, la Otilia, noi ne-am cunoscut cu ocazia centenarului, am mers în Republica Moldova printr-o aplicație la nivel de Sibiu, prin CCD Sibiu.
Și de ce nu roboței? Am avut un elev la Orașul Viitorului care acum colaborează cu elevii din Japonia ca să-și fixeze noțiunile de limba japoneză. Și el s-a văzut totdeauna un roboțel în spațiu. Poate ajută Dumnezeu, vedem cât a evoluat lumea. Roboți construiți de copii în ambele școli, atât la Nucri cât și la Marpod, unde s-au jucat, ba din contră aici au creat ceva cu patru motoare. M-au pus într-o dilemă, dar cum, Doamne iartă, m-ați creat? Păi zice, ia uitați-vă ce am pus, patru dispozitive. Bine, bravo, zice, ca să nu consumăm prea mult, ca elicele să producă în patru timpi o singură sursă de energie, ca energia să fie mai multă cantitativ. Aici părinții au venit și ne-au susținut în școală. Altfel am observat un elev, de aia zic, părinții se implică. Aici este clasa unde sunt dirigintă, clasa a colegei mele la clasa a șasea, iarăși am reprezentat aici un soare, deși Japonia e țara soarelui răsare, dar soarele există peste tot. Globul pământesc și multe inimi. Și aici, la scrisul de mână, metoda stelară, o folosim de câte ori putem și copiii au realizat de mână o hartă veselă și de ce nu la final să zâmbim. Protejăm mediul alături de comunitatea locală și alături de Les Plantes d'Hort și de EU România. Protecția mediului, cea mai importantă la nivel de planetă, eu zic că e apa. Fără apă, fără aer, fără celelalte elemente nu putem exista. La simpozionul regional Apa din Satul Celor 1000 de Izvoare, am avut onoarea de a participa la invitația doamnei profesor Veronica Goian și copiii au luat foarte multe premii. Prezentarea care a fost realizată de elevul Fița Daniel Ilie și cu ArcGIS, era o prezentare de PowerPoint și am zis, de ce nu, hai să băgăm un link, că vedeți cum merge cu ArcGIS-ul. Și atunci a desfășurat pe tot la nivel global cum ar fi pe partea de agricultură. Și aici imagini alături de colega mea, Mihaela Băjan, și alături de cealaltă doamnă coordonatoare și copiii de la Marpod. Aici Carla era în clasa șaptea, a fost singurul copil participant de la nivel de clasa șaptea. A avut o prezentare foarte frumoasă și cealaltă și au fost și desene. Aici, pentru Ghidul Bunelor Ecomaniere, colaborăm cu patrona de reciclare la nivel de Nohric de 13 ani. A mers pe lecțiile în localitatea natală. Copiii au avut de învățat la măgari. De la măgari. Ce? Măgarul, dacă nu ești cu el atent, nu reacționează, nu vrea mâncare. Efectiv, este tăcut, ascultător, care toată greutatea și la final mulțumește. Și atunci copiii au avut și un picnic și m-am fost chiar bucuroasă că un fost elev a avut inițiativa de a face Asini, de a crea Asini Transilvaniei Nohric, unde am spus lecții de bune maniere. Patrona de reciclare Marpod, Ziua Culturii Naționale Eminescu, 1 decembrie, aici tot așa elevii au notat altitudinea maximă, Carpații, Brazii, veșnica Brazii, de asemenea toți împreună și mici citate din Eminescu și un desen. Și am apreciat că am spus, folosim și scrisul de mână, nume tehnologia. Aici, despre municipiul Sibiu, am pus câteva repere, câteva școli, ce a deschis CIS-ul. Am pus harta străzilor, harta cu toate străzile din Sibiu. De asemenea, simbolic, ca și cetăți, Sibiu este o cetate medievală, catedrala din Sibiu, Podul Minciunilor este o emblemă pentru că, așa zisul târg, când se desfășura la nivel de Sibiu, da, este unic. Piața Mare a Sibiului și, de ce nu, Palatul Bruckenthal, unde, de fapt, în Nohric s-a născut Samuel von Bruckenthal, este casa natală. De asemenea, o locație cu Sibiu și date mai multe despre Sibiu, despre turism, despre tradiții, obiceiuri, gastronomie. Pe Wikipedia sunt trecute unde fiecare deschide link. Iarăși unic din punct de vedere geografic, lacul Bâlea, situat în Carpații Românești, cum ne place să spunem, Transfăgărășanu, pe Valea Glaciară, grădina zoologică de la Sibiu, unde întâlnim foarte multe plante, animale și putem spune că unul dintre cei mai vechi stejari din Sibiu. Aici muzeul satului sau muzeul Astra, care este unic prin numărul de
construcții din toată țara și ca suprafață. Lacurile de la Ocna Sibiului, mi-a plăcut imaginea aceasta de sus satelitară care observați multitudinea de culori, dar de fapt baza de tratament lacuri sărate. Și de ce nu am zis Păltiniș, am luat o sursă de pe Wikipedia doar ca și destinație de turism, dar să nu uităm că aici este o pârtie de scris și plus există Arena Platoș care este tot așa dezvoltată pentru sporturile de iarnă și nu numai, că discutam cu copiii, se pot face drumeții și activități și în perioada de vară. Deci putem spune o stațiune pentru patru anotimpuri. Ebografia, am avut acum de curând, săptămâna trecută, erupție vulcanică, vulcanul emoțiilor. De ce nu geografia îmbinată cu dirigenția? Unde toate aceste emoții, un copil a creat și a pus bilețele în interior, am pus fiecare care sunt emoțiile pozitive și ceilalți au mers pe partea geografică unde vulcanul a erupt. Și a fost o lecție practică, dar și utilă. La mulți ani, România, 1 decembrie a fost online, copiii acasă le-am dat în special la clasa mea să facă niște desene și am zis fiecare cum crede, cum vrea să reprezinte România. M-a impresionat un cozonac. Păi, Doamne, iartă-mă, cozomanacul, dacă nu frânzi bine, nu dospește, dacă nu pui toate ingredientele. Deci România are de toate, aia spunem, de la munți, Dunăre și Mare Neagră. Iarăși o imagine sugestivă pentru România. Și aici am zis la mulți ani România, la mulți ani românilor de peretutindeni, vă mulțumim. Baza noastră a educației este instituția, adică Inspectoratul Școlar Sibiu, este pagina actuală, unde pe această cale mulțumesc tuturor domnilor inspectori, inspectorul general și mai ales domnul inspector Dincă, care este inspectorul de geografie. Baza mea ca profesor este școala gimnazială Noclih, unde am început de peste 20 de ani. Mulțumesc conducerii școlii, colegilor, comunităților locale și elevilor că ne ascultă. Școala gimnazială Marpod, unde de 3 ani desfășoară activitatea un colectiv minunat. De asemenea, Casa Corpului Didactic care ne formează și Universitatea Lucian Blaga, care este de viitor și locala noastră a sibienilor. Mulțumesc și Universității București și Cluj, care m-a format. Dar pentru copii să știe că, de fapt, acestea sunt niște link-uri ale viitorului. Vă mulțumesc tuturor și să ne întâlnim cu bine și să fim mândri de copiii noștri și măreția noastră o arătăm prin măreția lor. Și am vrut să demonstrez că, de fapt, orice greșeală are valoarea ei. Minunatul meu steag s-a întors invers, dar probabil vântul este din altă direcție. Mulțumim mult! Mulțumesc. Impresionant! Ați înțeles? Da, am înțeles! Impresionant, Alemant, dar tot ce faci tu este excelent! Excelent! Ești o adevărată inspirație! Ești o sursă de energie pentru noi, ești un om cu valori adânc înrădăcinate. O româncă care promovează tot ceea ce este frumos în țara noastră. O româncă care promovează sistemul de educație românesc cu tot ce are mai frumos. Îți mulțumesc, draga mea prietenă, dragul meu sprijin, Alemânița, secretarul mulțumesc mult. Internship University, EU, așa cum iubește ea să spun. Îți mulțumesc. Mulțumesc om. Mult. Dacă pot să mai fac o mică paranteză. Deci, soțul meu este preot. Am ezitat să spun acest lucru, să se vadă doar profesorul, dar normal, fiecare, v-am spus, are inima lui. Ca fiecare om. Toți suntem oameni, deci asta trebuie să ne vedem, nu obiecte, oameni. Vă mulțumesc oamenilor să fim împreună. Mulțumesc, respect. Exact, respect, tot respectul. În continuare, vreau să invit un alt membru care este la începutul International Internship România. Aia e România. România. Mia Tusan. Un dascăl de asemenea valoros, un dascăl prezent în toate activitățile, este profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 1, Măieriște, județul Sălaj, un cadru didactic dedicat, devotat, deschis la nou. Iubește copiii și le transmite o stare de bine mereu,
liniște în clasă, liniște și bucurie, fiind mereu în căutarea celor mai noi și potrivite metode pe care le aplică cu succes la clasă. Da, este un om care îmbină educația tradițională cu educația modernă. Bucuros să te avem cu noi astăzi, draga mea Mia, Maria Tusan. Mulțumesc mult! Eu am să vă prezint câteva aspecte legate de turismul și educația, obiectivele turistice, în special din județul Sălaj. Turismul și educația sunt două căi prin care se asigură cunoașterea, mai mult sau mai puțin concretă. Noua viziune din sistemul educațional propune turismul ca mijloc de cunoaștere intrinsec și extrinsec. Contextul în care educația școlară se îmbină cel mai mult cu turismul este reprezentat de activitățile extrașcolare. Educația acționează asupra mentalității omului, care trebuie să conștientizeze că are nevoie să schimbe mediul pentru a-și recăpăta energia fizică și psihică, pentru a trăi experiențe noi, pentru a cunoaște lucruri noi, întrucât mediul din jurul nostru ne influențează și ne schimbă. Cu cât vedem mai multe medii și mai multe culturi, cu atât progresăm mai mult. Educația turistică în sine este o educație interdisciplinară. Elevii sunt mai motivați atunci când pot participa activ și experimenta decât în situații de învățare pasivă. Este datoria noastră de dascăl de a ne reinventa, de a căuta mereu noi tehnici și moduri de a împărtăși cunoașterea. Fiecare elev poartă în sine un univers plin de potențial, așteptând să fie descoperit și îmbogățit. Turismul presupune în general o serie de beneficii. Ne menține în formă, ne ajută să ne perfecționăm educația, ne dezvoltă cultura, să vedem la fața locului lucruri de care am citit sau am văzut doar la televizor. Totodată, turismul reprezintă un mijloc de educare, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură și de civilizație a oamenilor. Activitățile extracurriculare au o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, de la plimbări, excursii, drumeții, la vizite și tabere. În cadrul activităților organizate în mediul, în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ prin acțiuni directe obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. Și, după cum am spus, aș vrea să vă prezint câteva din obiectivele turistice ale județului meu, județ în care eu m-am născut și trăiesc, județul Sălaj, care se află în regiunea Crișana și Transilvania, în nord-vestul României, în zona numită Platforma Someșană, are reședința de județ în orașul Zalău și se învecinează cu județul în partea de sud-est, cu județul Cluj, în partea vestică cu județul Bihor, iar la nord cu județul Satu Mare și județul Maramureș. Județul Sălaj este reprezentat de zona de legătură dintre Munții Apuseni, grupa nordică a Carpaților Orientali și este cunoscut ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor. Ca obiective turistice în județul meu sunt numeroase obiective, atât rezervații naturale și peisaje spectaculoase, dar și obiective turistice de importanță istorică, culturală și socială. În ultimii ani, de fapt, s-a dezvoltat turismul și în județul meu, deoarece aceste numeroase atracții turistice dau posibilitatea turiștilor să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și util, prin folosirea potențialului curativ, prin vizitarea obiectivelor cultural-istorice, prin participarea la diferite manifestări culturale și artistice. În Sălaj sunt o mulțime de lucruri de văzut, fiind bogat în frumuseți naturale, iar zona turistică a județului Sălaj cuprinde numeroase elemente ale cadrului natural, elemente etnografice, aspecte istorice și culturale. Toate aceste elemente constituie obiective turistice de o rară frumusețe și bogăție. Aș vrea să încep prin a prezenta un prim obiectiv și anume orașul Șimleul Silvaniei, unde se află și cetatea Batorii. Șimleul Silvaniei este un oraș din județul Sălaj absolut superb. Aici se găsesc ruinele castelului medieval care a aparținut familiei Batorii și datează din secolul al XVI-lea. Sper că se vede. Se vede prezentarea. Da, mie se vede. Mulțumesc.
De asemenea, tot aici, în orașul Șimleul Silvaniei, se poate vizita sinagoga și Muzeul Holocaustului, dedicat evreilor din Șimleul Silvaniei, care au fost deportați în al doilea război mondial în lagărele de concentrare nazistă din Germania și Polonia. Imagini din interiorul muzeului. Iar în centrul orașului Șimleu Silvaniei se află un parc unde a fost plantat copacul prieteniei, un copac de magnolie ca semn de recunoștință față de relațiile bune pe care orașul le are cu Israelul. Șimleu Silvaniei s-a înfrățit cu orașul Petah Tikva și pe baza relațiilor cu această țară s-au înfrățit și două licee, Colegiul Național Simeon Bărnuțu din Șimleu și Liceul Berman din Petah Tikva, Israel. Un alt obiectiv, tot aici, în acest parc central, este statuia care a ferit orașul de ciumă. Deoarece o legendă spune că în perioada celei de-al treilea val de ciumă din Europa, ajungând și în Șimleul Silvaniei, cei mai înțelepți s-au gândit cum să scape de ciumă și au rugat un sculptor să construiască o statuie pe care au asamblat-o în parcul central. Astfel, ciuma s-a întins până la statuie, iar după statuie orașul a fost ferit de ciumă și astfel au fost salvate mii de vieți. Această legendă dăinuie până în zilele noastre și se consideră că a fi destul de curate informațiile, având în vedere că aceste evenimente au avut loc destul de recent în anul 1780. Statuia este cunoscută sub denumirea de Sfânta Treime și reprezintă pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, simbol al divinității și protecției împotriva calamităților pentru întreaga comunitate urbană. Aici, în stânga, o putem vedea statuia, iar tot în parc, în centrul parcului, se găsește și bustul lui Corneliu Coposu, deoarece acesta este originar din județul Sălaj, adică chiar din localitatea mea, Bogota. Tot în Șimleu se află și cetatea Batorii. De la cetatea Batorii ajungem la Biserica Romano-Catolică. Aici se poate afla foarte multe despre istoria voievodului Transilvaniei, Ișvan Batori, și legătura pe care acesta a avut-o cu biserica. Voievodul Transilvaniei Batori Ișvan, împreună cu soția sa, aleg să construiască, odată cu nașterea fiului lor, care avea să devină voievodul Transilvaniei și rege al Poloniei, această splendidă și grandioasă biserică romano-catolică. Nu departe de Șimleu, la doar aproximativ 5 km, se află o superbă mănăstire așezată într-o mândră poiană, dincolo de umărul dealului ce străjduiește orașul Șimleu Silvaniei, mănăstirea Bic. Este un adevărat punct turistic, peisajul este absolut superb, iar construcția cuprinde o biserică de lemn din anul 1720. Aici se găsește și un azil pentru bătrâni și o școală primară, pentru copii proveniți din familii dezavantajate sau din familii orfane. Un alt obiectiv turistic al județului Sălaj este și monumentul Cepei din Pericei, unic în lume. Ceapa de Pericei a devenit atât de faimoasă încât s-a ridicat un monument dedicat lucrătorilor agricoli din comuna Pericei. A intrat în 2007 în Cartea Recordurilor, deoarece agricultorii sălăjeni au împletit o cunună de 45.000 de cepe, care a ajuns la o lungime de peste 4 km și jumătate, și în același timp a fost dezvelit monumentul cepei, care este unic în lume. Acest monument se află în curtea școlii gimnaziale din localitatea Pericei. Se văd și câteva jucării construite tot din ceapă. Un alt obiectiv turistic este cetatea Almașului, situată în aceeași localitate. A fost construită în secolul al XIII-lea și a fost una din cele mai puternice cetăți medievale din Transilvania. Acum, sigur că da, pot fi văzute doar ruinele acesteia, deoarece de-a lungul timpului cetatea a fost în posesia mai multor conducători și familii nobiliare. Un obiectiv turistic deosebit de important pentru județul nostru Sălaj este castrul roman Porolisum. Este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania de Nord, extrem de bine conservat, îndeoseb poarta Praetoria și amfiteatrul roman. Castrul roman de la Porolisum se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de hectare, din care a fost cercetată doar o mică suprafață, cam 10%. A fost construit în anul 106 la ordinul împăratului Traian,
cu rol defensiv, dar ulterior s-a transformat într-un centru comercial administrativ al Imperiului Roman. Capitala provinciei romane, Dacia Porolisensis, toponimul Porolisum este de origine dacică și înseamnă loc de trecere, trecătoare, și este în strânsă legătură cu prezența în vecinătate a trecătorii Poarta Meseșană. Castrul roman este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice romane din țara noastră. Aici putem să vedem Poarta Praetoria, unde am fost cu copiii în excursie în timpul activităților extracurriculare, și amfiteatrul. Amfiteatrul, aici s-au organizat diferite spectacole pentru distracția populației. Luptele de gladiatori sau vânătoarea de animale erau cele mai apreciate spectacole ținute la amfiteatru. Chiar și astăzi și acum în prezent, la amfiteatru se fac diferite demonstrații pentru public, pentru vizitatori. Un alt obiectiv turistic este castelul din Tresnea și monumentul martirilor neamului românesc din Tresnea. Sigur că și acestea sunt în stare avansată de degradare, dar cu toate acestea constituie obiective turistice de o reală și importantă valoare. Cascada de pe Valea Tresnea este un alt obiectiv turistic din această zonă. Prima de pe această vale este acum înghețată, dar la fel de frumoasă se vede în orice anotimp. Aici se găsesc peste 14 cascade, mai mici sau mai mari, care oferă în fiecare anotimp o altă experiență. Un obiectiv turistic, de asemenea, foarte interesant, este Grădina Zmeilor. Această rezervație naturală de tip geologic și peisagistic este absolut impresionantă datorită grupurilor sale de stânci cu forme neregulate, care au fost formate în urma eroziunii produse de fenomenele meteorologice. Rezervația naturală este protejată de lege și se numește Grădina Zmeilor după numele stâncilor date de localnici. Printre ele se numără zmeul, zmeoaica, fata cătănii, capitanul soldații. Una din legende spune că Grădina Zmeilor se povestește despre o fată care a fost îndrăgostită de un soldat, iar mama vitregă a fetei nu era de acord cu dragostea lor și a blestemat-o pe fată, care astfel s-a transformat în stană de piatră. Și aici putem să vedem aceste splendide formațiuni de stânci. Un alt obiectiv turistic din județul Sălaj este Grădina Botanică Vasile Fatii din Jibou. Este printre cele mai importante obiective turistice, a luat naștere în 1968 într-un parc aparținând domeniului Veșelenii. Grădina botanică cuprinde mai multe sere imense, în care cresc sute de specii de plante exotice, însă tot aici se află și un complex de acvarii și mai multe parcuri exterioare, două grădini japoneze, o grădină romană și una ornamentală. Există peste 5.000 de specii de plante provenite din variate zone geografice ale lumii, un punct de atracție pentru vizitatori care se întinde pe o suprafață de 25 de hectare. Tot aici există și o grădină zoologică cu animale specifice faunei României, iar castelul Veșelenii se află în incinta grădinii botanice. A fost construit în 1779 în stil baroc și este considerat cel mai mare edificiu transilvanean din perioada barocă. Imagini din interiorul grădinii botanice, din timpul excursiei pe care am efectuat-o cu elevii mei, din exterior, iar în spate se poate vedea castelul Veșelenii în stil baroc. Comuna Hida și satele care țin de ea sunt extrem de vizitate și acestea. Pe lângă cele trei conace și cinci bisericuțe de lemn, aici se găsește și o rezervație naturală de interes național în suprafață de 1,5 hectare, numită rezervația peisagistică, și este foarte bine conservată. Toate obiectivele turistice de aici fac din acest loc unul foarte căutat și vizitat, de la rezervația naturală Poiana cu Narcise, la Stânca Dracului, un monument al naturii protejat de lege. Și putem vedea această poiană cu narcise, dar și Stânca Dracului, acest edificiu. Un alt ansamblu monahal, obiectiv turistic, este cel de la Strâmba, aflat în satul Păduriș, comuna Hida.
Ansamblul monahal de la Strâmba este unul din cele mai vechi și populare din județul Sălaj. La mănăstirea Strâmba a funcționat una din primele școli românești din țară. Mănăstirea Bobota, din localitatea mea, are și ea aici mici părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, precum și un veșmânt al cuvioasei Parascheva de la Iași. Imagini din interiorul și din exteriorul acesteia. Un alt obiectiv turistic, deoarece Sălajul are și băi termale, mulți turiști vin în Sălaj pentru băile Boghiș, o stațiune cu ape termale și bogat mineralizate. Apa de aici poate ajunge până la 42 de grade. De asemenea și băile Bizușa, unde se găsesc ape termale și există 4 izvoare cu apă rece și apă termală. Rezervația Izvoarele Barcăului, o altă zonă superbă din Sălaj, este o rezervație naturală, Izvoarele Barcăului, rezervația peisagistică Tusa Barcău, se află în țara Silvaniei, în partea de sud-vest a județului Sălaj. Este o rezervație care a fost declarată protejată prin lege și are o mulțime de izvoare, cascade, habitate din fac și o zonă de pășuni. Principalele atracții sunt cele două izbucuri, izbucul mare și izbucul mic, ce reprezintă două din izvoarele râului Barcău. În orice anotimp, aici peisajele sunt uluitor de frumoase. Acest loc îl găsim în apropierea zonei de contact a munților Meseș cu munții Plopiș și include un sector de pădure, făget de pure, de dealuri și făgete amestecate, zonă de pajiște, precum și cele două izbucuri. Și aici imagini de asemenea din timpul excursiei cu elevii, izbucul mare în partea stângă și izbucul mic în partea dreaptă. Peștera Ciuculat este un alt obiectiv turistic, aflat în satul Ciuculat, așezat pe malul drept al râului Someș. Este o peșteră cunoscută atât în țară cât și în lume, datorită faptului că aici au fost descoperite primele picturi rupestre paleolitice de pe suprafața României și din sud-estul Europei. O altă peșteră este peștera Măgurici. Aici este situată această peșteră în localitatea Răstoci, din comuna Ileanda a județului Sălaj, și aici această peșteră este și acum populată cu colonii de lilieci. Un obiectiv turistic foarte, foarte mult vizitat de mulți vizitatori este Muzeul Județean de Istorie și Artă din Sălaj, din orașul reședință Zalău. Vizitând acest muzeu, vom păși într-o călătorie în timp, de la Paleolitic la epoca romanilor, obiecte găsite în preajma castrului Porolisum, la Evul Mediu și viața din această perioadă. Imagini din interiorul muzeului. Tot aici găsim și o galerie de artă Ion Sima, care adăpostește sute de exemplare de fluturi. Obiective turistice sunt și Muzeul de Artă Populară Ligia Bodea din Iași, compus din 3 gospodării țărănești vechi de 3 secole, la care se adaugă mii de exponate strânse de la bătrânii de pe Valea Barcăului, precum și Muzeul Tradițional din Ciumărna a Ilenei Grațiana Pop. Clădirea a fost realizată în anul 1991 din lemn și cuprinde 4 săli de expoziție, 2 la parter și 2 la etaj, pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Există însă și atracții turistice rezultate din modul de viață al oamenilor, festivaluri, ecouri meseșene, la Fântâna Dorului, Someș Cântecele Tale, tradiții, distracții și agrement, precum și diferite activități sportive. Un prim festival este Măsurișul Oilor de la Pria. Acest obicei pastoral are loc primăvara, atunci când oile sunt separate de miei și revin în turmă la pășunat, dar și pentru a măsura cantitatea de lapte ce revine fiecărui proprietar. Măsurișul a devenit astăzi o manifestare de mare amploare, ce îmbină folclorul muzical, coregrafic, cu tradiția într-un cadru natural de excepție. Și aici vedem Măsurișul Oilor de pe dealul de la Pria, dar și Festivalul Internațional de Folclor la Fântâna Dorului. Acest festival internațional reunește românii de pretutindeni, se organizează în orașul Șimleul Silvaniei, de obicei în lunile de vară, luna iulie,
cu participarea a numeroase formații artistice, atât din țară cât și din străinătate, deoarece festivalul își propune întărirea relațiilor dintre românii din străinătate, păstrarea identității lingvistice, istorice și religioase, dar și a portului, a dansului și a cântecului popular. De asemenea, avem un alt obiectiv turistic, Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcin, a cunoscutului om istoric și politic Iuliu Maniu. Imagini din exteriorul și interiorul casei lui Iuliu Maniu. Și nu puteam decât să închei cu complexul cultural Șincai Coposu din Bobota, localitatea mea. Centrul cultural Șincai Coposu din Bobota întrunește atât imaginea unui muzeu închinat celor două personalități politico-istorice, cât și moștenirea lăsată de aceștia locuitorilor comunei. Muzeul se compune din trei încăperi, fiind dedicată una dintre personalitățile acestea, o încăpere numită tindă țărănească, reamenajată cu foarte multă precizie pentru a reliefa în cele din mai bune condiții aspectul etnografic al zonei, o sală denumită Sala Gheorghe Șincai, care cuprinde o multitudine de informații legate de viața și opera ilustrului om al școlii ardelene și o sală denumită Sala Corneliu Coposu. Înființarea școlii din Bobota se datorează ilustrului om al școlii ardelene, el fiind de altfel și întemeietorul celor 300 de școli transilvanene. Materialele expuse în sala Corneliu Coposu aduc informații începând cu copilăria și terminând cu ultimele clipe ale omului politic. Un arbore genealogic reflectă originile acestuia dintr-o zonă someșană a Chioarului, din oameni ale căror destine i-au adus pe unii dintre ei aici la Bobota. Imagini din tinda din intrare în muzeu cu obiecte strămoșești, iar în partea dreaptă avem sala Gheorghe Șincai, în stânga Gheorghe Șincai și în dreapta Corneliu Coposu. Cu numeroase peisaje de bazm, rezervații naturale și locuri unde s-a scris istorie, județul Sălaj merită vizitat măcar o dată în viață. De asemenea, noi trebuie să ne străduim să fim nu doar profesori, ci și să fim călăuze inspirate, deschizând porțile cunoașterii și aprinzând flacăra curiozității în fiecare inimă tânără. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Fără cuvinte, fără cuvinte, o prezentare atât, o prezentare complexă, complexă. Mulțumim, Maria, minunat, minunat, minunat. M-am simțit Mulțumesc și ca eu. un elev în sala de clasă care a fost fascinat, am ascultat tot ceea ce ai spus tu și sper ca poate într-o zi să ne întâlnim cu toții, așa, să mergem în fiecare județ, în fiecare loc. Și cu adevărat va fi un schimb de experiență minunat. Minunat, da, într-adevăr, țara noastră are multe de oferit, multe de văzut, multe lucruri interesante, nu numai pentru noi, dar și pentru elevi, pentru a ne face cunoscută istoria, pentru a ne face cunoscută tradiția și obiceiurile strămoșilor noștri. Și aduce mai departe, bineînțeles, aceste obiceiuri și tradiții, aceste lucruri pe care ne leagă cu toții ca români. Mulțumesc, draga mea, mia, mulțumesc. Mă bucur enorm pentru că te-am avut alături de noi și te avem în absolut toate Emoții, multe emoții. subiectele. Nu s-a văzut, nu s-a văzut. Pur și simplu am fost Mulțumesc. fascinată și am văzut că toată lumea asculta, m-am uitat la fiecare și toți au ascultat, inclusiv în chatul live ai comentarii foarte frumoase. Ești o comoară, ești o comoară. Mulțumesc. 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 Și acum vreau să invit un om deosebit de drag sufletului meu. O persoană care m-a așteptat cu zâmbetul pe buze în școala sufletului meu, așa cum am spus că va rămâne mereu, Jimbolia, unde am întâlnit un colectiv de oameni cu suflet mare. N-am să uit niciodată parfumul cafelei de dimineață și veselia, bucuria și viziunea deschisă a unui director care
ne-a lăsat să fim noi, ne-a lăsat pur și simplu a sprijinit echipa, să avem o echipă, să avem un colectiv frumos. Nu ne-a tăiat aripile. Pur și simplu, în acea cancelare a fost o veselie și îmi voi aminti mereu, mergeam cu drag. Chit că făceam naveta în fiecare zi într-un tren cu geamul spate, care uneori rămânea în câmp pe timp de iarnă. De așa a fost începutul meu. Cu toții știm cum începuturile noastre în educație. Iar Dana, Dănuța, cum obișnuiam să-i spun, era sufletul cancelarii. Făceam mereu să zâmbesc, mă făceam mereu să râd, avea pentru fiecare un cuvânt frumos. Draga mea Dana, astăzi, alături de noi, în conferință, abia așteptăm să te auzim. Mulțumesc mult, mult de tot pentru vorbe, pentru gânduri. Să știi că nu m-ai ajutat emoțional vorbi. M-ai umplut de amintiri. Bine v-am Frumoase. găsit. Da, foarte frumoase, extraordinare. Ai Și amintiri de proiectele în care am bune. fost Nu cu vreau toți, să mă da. gândesc la unele, așa, momente extraordinare. S-a făcut seară, deci pot spune bună seara. Și bine v-am găsit, români dragi. Mulțumesc, Ermina, pentru ocazie, pentru această ocazie de a revedea oameni dragi, de a întâlni oameni noi cu care sunt convinsă că vom păstra legătura, voi păstra legătura și în continuare. Deci, cum a zis Ermina, am fost colege. M-am născut în Jimbolia, am crescut în Jimbolia, m-am format în Jimbolia. Mi-am început activitatea didactică în Jimbolia. Amândouă director pe colega noastră, draga noastră Mihaela Giambazu. Din 2014 sunt în București. În momentul de față lucrez la școala gimnazială numărul 128, unde cred că școala m-a ales pe mine, nu eu am ales-o pe ea. Am întâlnit niște oameni extraordinari alături de care derulăm o serie de activități și de proiecte care mai de care mai interesante și la fel cum spuneai despre Mihaela noastră, conducerea școlii, dacă te susține și dacă te sprijină, poți face ce nici cu gândul nu gândești. Am să încerc să prezint un scurt material pe care l-am pregătit. Mi-a fost destul de greu să mă opresc asupra unui subiect, pentru că despre România poți să spui nu multe, ci infinit de multe lucruri. Și Cum tu ai darul vorbirii, poți spune infinit de multe. da, cel mai lesne și cel mai la îndemână mi-a fost să mă opresc asupra activității mele, că asta fac. Am terminat cu o generație, în prezent am clasa pregătitoare, deci din nou pitici, deci din nou la drum, deci din nou avem treabă și ca întotdeauna am considerat că rolul meu ca dascăl nu este doar acela de a-i învăța să scrie, să citească, să vorbească corect în limba română, să socotească, ci implică mult mai mult acest rol și m-am străduit și mă străduiesc că activitățile pe care le fac cu copiii mei de la școală, fie că sunt în școală sau în afara ei, să le amintească de trecut, să le folosească în prezent și să-i pregătească pentru viitor. Pentru că cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru este să-i pun pe elevii mei în situații concrete. Se vede? Cred că se vede, Da, da? se vede, da, sigur. Mulțumesc. Să-i pun în situații concrete, așa cum spuneam, să încerce să vadă cu ochii lor, să audă, să simtă. Pentru că aceasta sunt eu, după cum vă spuneam. Dacă
îi punem pe elevi în situații concrete. Dacă le fac cunoștință, ca cu ghilimelele de rigoare, da? Cu cele mai vechi ocupații ale oamenilor de pe aceste meleaguri, Oiritul, de exemplu. Am fost în vizită la Coșești, în județul Argeș. Sau Olăritul. Elevii vor învăța să aprecieze această muncă și să respecte implicit tradițiile și obiceiurile noastre ale românilor. Că tot vorbim despre obiceiuri, cel mai drag obicei pentru mine este Crăciunul și vreau să fac o precizare. În școala în care lucrez este o tradiție deja să organizăm târgul de Crăciun în fiecare an și pentru că noi românii suntem oameni bruni, primitori, darnici, sufletiști, harnici și pricepuți și mai am multe apelative. Am ales aceste activități ca exemplu pentru că implică multă organizare, implică multă muncă, dăruire, atât din partea elevilor, cât și din partea cadrelor didactice, din sprijin și implicare din partea părinților. Avem târg de Crăciun, avem târg de toamnă. Repet, activități care se desfășoară în fiecare an la noi în școală și activități prin intermediul cărora reușim să ajutăm acolo unde este nevoie. Fie că am contribuit cu cât am reușit noi să adunăm la construirea spitalului de copii sau am susținut diferite cauze umanitare, asta am reușit noi să facem, am colindat, am realizat lucrări, am vândut lucrări cu ajutorul părinților, am strâns bănuții și au fost îndreptați întotdeauna acolo unde a fost cea mai mare nevoie. Să nu uităm de mărțișor, este un obicei puțin cunoscut în lume. Așa cum au spus și antevorbitoarele mele, să nu uităm de credință, da? Am încercat să ating toate palierele posibile cu elevii mei. Să nu uităm că învățăm la orice disciplină, da? Învățăm la orele de istorie, dar dacă îi încurajez pe elevi să-și spună părerile, să asculte părerile celorlalți, să lucreze în echipă, rezultatele pe care le obții pot fi unele fantastice și am ales ca exemplu câteva dintre acestea, lucrări de ale copiilor mei, generația cu care tocmai am încheiat anul trecut, cu cei mici abia încep munca. Întotdeauna am ales locuri speciale pentru vizitele noastre, fie că a fost vorba de excursii, fie că a fost vorba de taberele organizate în timpul vacanței de vară, sau ieșirile noastre în săptămâna școala altfel, da? Muzee, o specificare am de făcut aici. Am preferat în ultima perioadă, în locul turului ghidat, să aleg și veți vedea în imaginile următoare o altfel de vizită la muzeu. Așa, Muzeul de Artă Contemporană, dar nu este unicul pe care l-am vizitat. Și aici este exact ceea ce vreau să spun, da? Au un alt fel de tur al muzeului, a fost o incursiune în depozitul de sculpturi, a fost senzațional, după 2 ore abia am reușit să-mi scot copiii din muzeu pentru că urma un alt grup să intre în urma noastră. Sunt activități care îi implică activ pe copii. Da? Am încurajat lectura și autori români și autori internaționali. I-am încurajat să aplice în practică lucrurile învățate la școală, să lucreze, să colaboreze și lucrările pe care le-au realizat au fost wow de cele mai multe ori, pentru că și-au dat interesul cum nu se poate mai mult și mai bine.
De asemenea, i-am învățat să nu uite niciodată de natură, să respecte natura, să o protejeze atât cât pot ei și nu în ultimul rând. Am creat și lucruri amuzante. Este un orășel făcut din dovleci la festivalul toamnei anul trecut. Și de asemenea să-și folosească imaginația și creativitatea, pentru că dacă reușim să le îmbinăm pe toate acestea, vom fi pregătiți să fim oameni adevărați. Mulțumesc mult de tot! Sunt mândră că sunt româncă și sunt mândră de România noastră. Mulțumesc mult! Ești un exemplu! Ești un exemplu! Îți mulțumesc mult, Dana! Un om valoros, o româncuță care promovează mereu țara noastră, care și iubește țara, și asta pot să o spun cu mult drag. Chiar atunci când am fost în Ungaria în proiect, nu? Proiectul transfrontalier, avem atât de frumoase amintiri împreună. Și în Serbia. Și în Serbia la fel, da. Iată, da, acesta este un schimb de experiență. Proiectele internaționale sunt într-adevăr mijloace prin care putem să evoluăm, prin care putem să învățăm, cred că, cel mai mult. Cel mai mult, pentru că vedem tradiții, vedem istorie, vedem geografie, vedem sistemul de educație. Mi-amintesc în Ungaria, am văzut că erau câți copii, Dana, 6 copii într-o grupă, aveau pătuță, aveau da, la grădiniță. Mi-am fost, wow, pentru că în România sunt 30, nu? 30, 32 da, de copii. Da, da. Și în prima zi când am pictat gardul, da, zidul interior. Exact, în curtea n-am să uit niciodată. Wow, da, eram noi copii făcând. Eram noi copii. Și atunci, da, exact cum ai zis, din fiecare schimb de experiență, din fiecare vizită sau conferință, cum este aceasta, de la fiecare om cu care interacționezi preiei, eu una așa fac, învăț, da, sunt ca un burete, absorb, încă absorb. Exact. Cât și încerc să aplic la clasă cu copiii mei metode, strategii pe care le văd la alții și culmea că întotdeauna prind, adică îți pui amprenta și tu acolo, evident că e munca ta, da, și e personalitatea ta, dar sunt foarte eficiente schimburile de experiență întotdeauna. Asta este părerea mea și mi s-a confirmat de fiecare dată. Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor! Eu îți mulțumesc, Dănuța, și pot să spun atâta teorie și atâtea cărți câte am putut citi și mi-amintesc și acum cartea lui Constantin Cucoș, cred că cu toții o avem, nu știu, 800 de pagini sau 1000 și ceva, îmi amintesc că m-am uitat la ea cu groază și m-am gândit, vai, trebuie să învăț pentru titularizare, pe lângă alte cărți, da? Dacă nu practici, dacă nu simți ceea ce vezi, citești despre taxonomia lui Bloom, într-adevăr, da, este o bază, dar trebuie aplicată așa cum simți tu, trebuie să o dezvolți, să o filtrezi prin sufletul tău în primul rând. Pentru că toate metodele acestea tradiționale, alternative, da, vedem, evoluăm, folosim metode alternative, folosim poate cubul, poate, nu știu, poate folosim pedagogia Freinet, poate folosim step by step, dar într-un anumit moment ne întoarcem la pedagogia tradițională. Am plăcerea de a o invita acum. Dănuța, îți mulțumesc încă o dată. Îți mulțumesc și sper să ne revedem. Sper să ne revedem. Cât de curând, sper. Da. Și am plăcerea acum să invit un alt om deosebit. O prietene dragă. Știu că atunci când spui bibliotecar, te gândești la un om posomorât, la un om care stă acolo într-un birou și lucrează. Care e de bibliotecă? Da, uitați-o, e prezentă. Este un om de o energie debordantă, de o veselie debordantă și o prietenă și un sprijin extraordinar. Draga mea, Melania, bun venit! Bună seara, bună seara tuturor! Este târziu pentru toată lumea. De mâine începem o săptămână nouă
cu alte proiecte, alte gânduri cu toții. Promit să încerc să mă încadrez în cele 10 minute care mi-au fost alocate. În seara asta, ca bibliotecar de 27 de ani la o secție pentru copii, copii pe care iubesc enorm de mult, acasă nu am, casa mi-e goală, dar am la serviciu foarte mulți. Am ales astăzi să vorbesc despre lectură. Despre lectura de plăcere. Despre lectură se poate vorbi foarte mult, despre citit se poate vorbi foarte mult. Acum că suntem între noi, pot să spun, da, într-adevăr, testele PISA nu au fost cele mai fericite pentru noi. Nici nu vreau să vorbesc despre ele, nu cunosc foarte multe lucruri despre aceste teste, de aceea nu sunt în măsură să spun lucruri. Dar țin să vă spun că în România se citește, dragii mei. Copiii citesc. Nu toți. Nu toți suntem ingineri. Nu toți suntem bibliotecari. Nu toți suntem profesori. Dar așa este și cu cititul. Nu toți citesc, dar foarte mulți copii citesc și citesc din plăcere. Am ales astăzi să vorbesc puțin teoretic despre acest aspect. Nu vreau să vă plictisesc. Mamela, și dacă aș fi un elev care ar veni la tine și te-ar întreba, Oana, ce calte pot să... Cum? Încă o dată, te Oana, rog. ce calte pot să îmi întind dacă aș fi un copilaș și aș veni la tine să te întreb ce carte ai putea să îmi dai să citesc? Ce O, carte mi să știți, dragii mei, că pentru un bibliotecar este extrem de greu să recomanzi o carte. Puteți crede acest aspect? Foarte Nu. greu. Personal, citesc mult, foarte mult, iubesc lectura, iubesc cartea și ca obiect, nu doar ca text. Mi-e greu să ajung să recomand o carte pentru că prima dată încerc să cunosc copilul, utilizatorul, cum îl numim noi. Nu sună prea frumos, dar așa se numește el, utilizatorul cărții. Da? Pentru că nu toți neapărat citesc cărticica din scoarță în scoarță. Nu. Este un utilizator al instituției noastre. Plus că sunt copii, pentru că eu de ei mă ocup acolo, sunt copii care intră în bibliotecă nu doar pentru lectură. Sunt copii care intră în bibliotecă pentru alte servicii pe care biblioteca le oferă. Doar să participe la lansările de carte, vin însoțiți de părinți. Sunt copii care intră în bibliotecă doar însoțiți, doar pentru alte activități, gen activități cu părinții. Deci sunt copii care utilizează biblioteca și în alte scopuri, nu doar pentru lectură, de aceea se numesc utilizatori. E, prima dată este important să cunoști copilul ca să-i poți recomanda o carte. Eu degeaba îi recomand copilului o carte despre, ce știu eu, să spun despre de aventură. Degeaba îi recomand dacă el nu este un aventurier. El este un romantic. Degeaba îi recomand copilului o carte SF, dacă lui nu-i plac aceste genuri de cărți. Trebuie să-l cunoști un pic, să intri în profunzimea lui. Să știți că m-am confruntat acum cu o problemă, cu GDPR-ul acesta minunat. Probabil și dumneavoastră aveți aceste probleme pe la școlile dumneavoastră. Faptul că eu nu mai am voie să cunosc ce este mama, ce este tata, câți frați mai are sau câte surori, sau unde locuiește chiar, eu nu știu nimic despre omul care intră acolo. Cum pot eu să deschid cu el o discuție? Cât e omulețul de mic, dar eu vorbesc cu el, eu discut cu el, da? Dar cum pot să ajung eu acolo unde știu că îi trebuie lui, la sufletelul lui, dacă eu nu știu că locuiește într-o zonă defavorizată, de exemplu? Dacă eu nu știu că este la o școală unde bullying-ul este destul de la putere, să zic așa.
Nu? Trebuie să știi multe lucruri despre acei copilași care îți intră în casă, dar acum nu mai putem. Nu mai putem. Pe mine mă deranjează acest aspect foarte tare, serios, că nu mai știu nimic despre copilașul acela care e în fața mea. Revenind la ceea ce am pregătit eu pentru astăzi, v-am spus foarte scurt, foarte scurt despre lectura de plăcere. Lucrarea pe care o am pregătit-o, practic, are 15 pagini, dar vă citesc doar două. Și am scris așa. A ști să citești este o artă, conform celor spuse de Emil Faghe în cartea sa Arta de a citi, idee pe care a înțeles-o de la scriitorul Saint-Beuvoir. Fapt cu care suntem cu toții de acord, firește. Faghe mai remarca, citez, întrucât o artă se definește prin scopul pe care și-l propune, trebuie să ne întrebăm pentru ce citim. Ca să ne instruim, ca să judecăm valoarea operelor, pentru plăcerea noastră. În prezentarea de mai jos voi analiza acest aspect al ultimei întrebări, lectura de plăcere, ce ridică semne de întrebare încă din 1923, de când a fost scrisă această carte și posibil chiar mai de timpuriu. Dar ce este cititul? După scriitorul Roger Fisher, răspunsul la această întrebare, spune el, în O istorie culturală, cititul nu este deloc simplu. Acesta motivează și de ce a definit acest termen ca fiind greu de definit. Deoarece actul lecturii este schimbător, nu desăvârșit. Tot el încearcă să ne dea definiția cea mai modernă. Menționăm că volumul a apărut în anul 2021. Citez. Cititul este, desigur, capacitatea de a da sens simbolurilor scrise sau tipărite. Am încheiat citatul. Inițial, spune Fisher, cititul a fost simpla atitudine intelectuală de a extrage informații vizuale din orice sistem codificat și de a înțelege sensul respectiv, urmărind ca apoi cititul, citez, să semnifice aproape exclusiv înțelegerea unui text continuu de semne scrise pe o suprafață gravată. Nu putem trece la subiectul nostru, lectura de plăcere, înainte de a studia și de a afla ce este de fapt lectura. Am să dau două definiții. Astfel, în 2004, Holden spunea că, citez, lectura este o poartă importantă către dezvoltarea personală și către viața socială, economică și civică. În 1997, Lyon spunea că lectura ne ajută să învățăm despre alți oameni, despre istorie și studii sociale, despre alte limbi, științe, matematică și despre celelalte materii de conținut care trebuie stăpânite în școală. În concepția lui Neil, în 1988, cititul de plăcere era o formă de joc care ne permitea să exprimăm alte lumi și roluri din imaginația noastră. Pentru copii, cititul de plăcere este o lectură care depășește așteptările profesorului de lectură și este făcută pentru a le alimenta propria curiozitate, propria plăcere. Asociația Literară Internațională definește lectura de plăcere, citez, oportunitatea de a citi liber, voluntar și cu încântare. Lectura de plăcere nu include foi de răspuns sau teste. Este o lectură bazată pe alegere, în primul rând, pentru plăcere. În 2014, Powell definea lectura de plăcere act volițional intenționat cu o mare măsură de alegere și liber arbitru. Iată, am observat câteva definiții cu care suntem cu totul de acord. Lectura de plăcere are foarte multe definiții, nu pot să le redau pe toate acum, ar fi chiar imposibil, dar aș spune așa, nu sunt eu bibliotecar dacă în seara aceasta nu închei cu o poveste. Povestea mea este extrem de scurtă. Este o poveste pe care o citesc copiilor foarte des, copiilor noi intrați în bibliotecă,
foarte des și o să îmi spuneți dumneavoastră la sfârșit dacă v-a plăcut sau nu. Copacul poveștilor, de Bucur Milescu. Rângile lui viguroase ajungeau la nori și continuau să se înalțe, iar trunchiul foarte gros putea fi înconjurat numai de 100 de oameni cu brațele larg deschise. Copacii și ceilalți copaci se retrăseseră plini de respect și în jurul lui se luminase o largă și veselă poiană plină cu flori și fluturi. Numărul frunzelor de pe ramurile lui întrecea mulțimea firelor de nisip din mare sau a stelelor de pe bolta cerească și fiecare frunzuliță știa și spunea o poveste. Cum vorbeau însă toate deodată, nu putea fi auzită cu claritate niciuna. Mai mult, valuri uriașe de zgomot și zumzet continuu se vărsau din văzduhuri înalte ca un potop sonor, fără sfârșit. Nemai suportându-l, oamenii din sat hotărâră să taie uriașul copac de la rădăcină. Veniră cu toții, cu mic, cu mare, bărbați, femei și copii, înarmați cu topoare, securi, cuțite. Văzându-i, frunzulițele toate se speriară și pentru prima dată în viața lor au amuțit. Oamenii însă își făcară uneltele și se puseră pe treabă. Chiar atunci, o frunzuliță tânără, tânără și isteață rupse tăcerea suratelor ei și începu să-și spună cât putea ea mai bine și mai tare povestea. După câteva clipe de încordare, oamenii lăsară topoarele și începură să asculte. Când frunza aceea termină povestea, o alta îi luă locul. Când frunza aceea termină și ea povestea, o alta îi luă locul. Când și frunza aceea termină povestea, o alta îi luă locul. Încetul cu încetul, oamenii uitară de hotărârea lor și se așezară în minunata poiană pe iarbă, vrăjiți de farmec. De atunci, fiecare frunză își dea până la rândul ei povestea și, de bună seamă, uriașul copac va viețui mereu, pentru că nu se va opri niciodată din povestit. Vă mulțumesc mult! Fără cuvinte! Fără cuvinte! Super, draga mea, Melania! Puteam să nu vă citesc o poveste cât de scurtă! Ești extraordinară, extraordinară, extraordinară. Ești o minune, îți mulțumim mult pentru că ești alături de noi de la începuturile aia. Sunt multe de povestit și multe de zis. Nu am știut ce să aleg și cum și am ales varianta asta, să vă citesc o poveste. Superb, superb, îți mulțumim. Iată România visurilor mele, visurilor noastre din copilărie și prezent, pe locul în care mulți cântă, în bătaia vânturilor, văile răsună din demurul răstropilor de ploaie și de trăsnetele care se străbat adesea văzduhul. Iar păreașele zburtă, ca apoi râurile domolite, să ducă speranțele românului în lumea largă, potopindu-se cu zbuciumul continuu al Mării Negre, în care s-au acumulat lacrimile din sufletele străbunilor mei, ce au trăit și au murit pe traiurile Mioriței și ne-au lăsat această limbă frumoasă, a noastră, limba română, e România mea, a ta, a noastră. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor. Iată o conferință minunată, o conferință în care am avut experți în educație, oameni extraordinari alături de noi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim pentru că ați fost alături de Area România. Să aveți o seară minunată și să ne revedem cu bine. Mulțumesc tuturor speakerilor, mulțumesc Area România, mulțumim International Leadership University și domnului Fandit pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim. O seară frumoasă tuturor. La revedere! Mulțumim!
Sănătate și spor. Felicitări, Toate. mulțumim. Mulțumim. Mulțumim și felicitări Mulțumim și pentru noi. organizare și pentru toate prezentările. Mulțumim. Mulțumim. Deosebit. Datorită vouă, atunci când suntem, puternici, atunci când suntem o echipă, suntem puternici. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. La revedere. La revedere și multă sănătate și spor în toate. Mulțumim. Doamne ajută. Da, putere să avem. Că treabă exact. Avem mult. Exact. Vă îmbrățișez. Vă îmbrățișez. Mulțumim, Ermina. Mulțumim. Bravo. Și noi, Ermina, sănătate, Doamne sănătate. Ajută. Doamne ajută.